Bună seara! Ca în fiecare seară la ora 9, intru în direct cu voi, cu spectatorii mei, cu publicul meu de pe internet, cu potențialii mei alegători și alegătoare, pentru că candidez. De o lună sunt înregistrat candidat pe circumscripția 50 diaspora. Vreau să ajung deputat în Parlamentul Republicii Moldova și sper să fiu votat de către cetățenii cu drept de vot, cu pașaport moldovenesc valabil, din Europa Occidentală, adică la vest de Republica Moldova, de la Prut până la Oceanul Atlantic. Pentru că nu am buget sau n-am vrut să cheltui bani pentru ca să-mi fac imagine, iată singura mea modalitate de a interacționa cu publicul, de a-mi spune părerile și de a afla atitudinile voastre despre candidatura mea, este anume internetul, Facebook-ul sau YouTube-ul. Aseară, poate că ați văzut, a fost o discuție aprinsă pe YouTube despre diverse chestii, dar am propus să discutăm despre activism, unii au intervenit să discutăm despre unire. Asta preocupă pe oameni și asta am vorbit cu plăcere, cu interes. Azi vorbim pe Facebook. Am încercat cumva să mă pregătesc după ce am avut niște aventuri și la Chișinău, în clădirea guvernului cu Gheorghe Moisei de la Trușeni și după aceea la Bardar Ialoveni cu MC Guță, care săracul e în arest la domiciliu. M-am întors acasă și hai să văd ce se întâmplă în campania electorală. Și s-a confirmat teza mea că nu există campanie electorală, că în locul ei e un surogat de dezbateri pe agenda lui Plahotniuc, a mafiei de la guvernare. Plahotniuc a împărțit societatea în cei care susțin referendumul, cei care sunt împotriva referendumului și poate o parte de indecis care susțin numai unul dintre referendumuri. Dar oameni buni, nu avem ce discuta despre acel referendum, trebuie ignorat. El special a fost gândit acest referendum ca să nu discutăm despre furtumile Ardolului, despre instituții de stat capturate, despre cumpărare de deputați și o grămadă de alte probleme reale, de actualitate pentru societatea noastră, pentru statul Republica Moldova. Ei bine, politicienii, partidele, poate că din ignoranță, de lipsă de inspirație, dar poate că intenționat au prins momeala și polemizează acum la televizor despre referendum. Ce facem cu referendumul? Îl boicotăm sau îl susținem sau ne împotrivim lui? Când asta nu e o problemă. Dacă credeți altceva, dacă vreți totuși să vorbim în seara asta despre acele două referendumuri băgate în mod diversionist de guvernare în ziua alegerilor, intrați cu mine în direct, suntem pe Facebook și dacă aveți telefonul pe orizontală ca mine și dacă mă priviți de pe telefon mobil, bunișor, nu neapărat foarte performant, dar eventual să fie cu cameră în față, cu webcam ca să vă pot vedea. Atunci apăsați butonul verde din partea de jos de unde apar comentarii și o să puteți să participați, să intrați cu mine în direct. Doar o singură persoană poate participa, nu e ca în hangout-uri pe YouTube de aseară unde puteau să participe până la 10 persoane. Așadar, cine mă privește de pe telefon și are ceva de spus sau de întrebat direct, apăsați butonul verde cu două mutrișoare, cu două figurine în partea de jos a ecranului și eu o să primesc notificare că vreți să participați cu mine în discuție, în dialog. Iată, pornisem mai devreme instrumentul ăsta și am verificat, funcționează. Iată, Viorel Staver deja vrea să verifice dacă funcționează treaba. Puteți intra cu mine în dialog doar dacă aveți telefonul pe orizontală. Dacă nu aveți curaj sau sunteți de pe computer, atunci puteți să interacționați cu mine pe chat, scrieți un comentariu sau o întrebare și eu o să le citesc. N-aș vrea să o întindem foarte mult, mai mult de o oră. Eventual o să o întindem până la ora 11, dar nu mai mult de ora 11, pentru că sunt într-o casă în care sunt copii și care copii vor rămâne la școală.
copii sau profesori care mâine au treabă la școală. Deci nu mai târziu de ora 11. Ne orientăm să discutăm o oră, promit să citesc cât mai multe dintre întrebări și comentarii. O să încerc să permit oricărui doritor să intre în această discuție. Văd că două persoane deja încearcă să adere, dar se pare că nu reușesc. Poate că n-au fost atenți când le-am spus că trebuie să fie cu telefonul pe orizontală ca mine, altfel pe verticală nu o să puteți intra. Vreau să difuzez și pe pagina mea de candidat independent de pe Facebook link la această transmisiune, ca eventual la cei care mă privesc pe pagina de Facebook. Și să știe că azi transmitem în direct pe profilul meu de Facebook. Știți că sunt pe două ipostaze pe Facebook și pe YouTube am două pagini. Iliușa Duca încearcă și el. Și pe YouTube am două canale, Brega 2 și Oleg Brega, dar acolo nu m-am mai întins să fac transmisiuni live odată în 3 zile pe ambele canale, pentru că unul e disproporționat de puțin popular, pe unul am 40.000 de abonați, dar pe altul am abia vreo 7 sau 8.000, se pare. Pe când aici, pe Facebook, pagina mea de candidat independent și profilul sunt comparabile. Pe una am aproape 30.000 de persoane care mă urmăresc, iar pe alta am 10.000, deci 1 la 3. N-am știut cum să mă împart și de asta fac alternativ pe fiecare dintre ele în fiecare seară. Până acum 3 persoane au încercat să intre cu mine în dialog și niciuna n-a reușit. Nu știu de ce. Eu presupun că e de atâta că nu stați cu telefonul pe orizontală cum v-am propus, cum v-am rugat. O să vedeți acum și o să intre colegul meu, Valeriu Gușan, pe orizontală și o să vă demonstreze că e posibil. Stai că a intrat cineva totuși. Iliușa, parcă, nu? Dar nu are curaj să vorbească, doar a verificat dacă funcționează. Da, funcționează, sunt atât de deschis, poate cel mai interactiv, cel mai comunicabil candidat, care nu se teme să interacționeze cu oamenii. Și iată, mă întâlnesc cu oamenii pe stradă, merg cu ei în troleibuz sau un microbuz. Am ieșit azi și cu bicicleta, dar n-am ajuns foarte departe din cauza lapoviței. Și iată, comunic cu oamenii în direct, fără frică. Nu degeaba pe sigla mea electorală apare și inscripția Curaj. Deci semnul meu electoral e acest biciclist curajos și revoltat, pentru că e cu megafonul și protestează pe două roți, dar și în semnul Curaj. Oleg Struc mai încearcă o dată să vedem dacă reușește. A treia oară, după care o să-l rog să renunțe. Chiar nu cred că nu Că înțelegeți nu telefonul să fie înțeleg. pe Alo. orizontală. Uite, Oleg a reușit. Seara, Oleg. Salut, salut! Salutare. Mă mai ții minte? Da, sigur. Se pare că ai stat închis, ai fost torturat de poliție și se pare că ai Da, a câștigat fost. și la CEDO. Am câștigat și la CEDO 3 dosare până în curând. Am 3 câștiguri de cauză împotriva țării și mai am 6 dosare la Curtea Europeană. Da, Până la vorbește, moment, eu acum public pe pagină, te aud. bine, mersi mult și până la moment mai am încă 6 dosare împotriva țării la Curtea Europeană și aștept un răspuns la Curtea Europeană pentru fără de legile care au fost făcute în Republica Moldova și la moment încă mai sunt curente și se fac și Dar până tu ești nu. la libertate. Tu ești de mulți ani la libertate, de vreo 10 ani, nu? Nu, sunt de 7 ani la libertate la moment De șapte și am fost, da, am fost ani plecat la din țară. libertate și trăiești la unghi. A, nu ești în țară acum, da? Nu, acum sunt în țară, stau la Bălți, mi-am găsit de muncă, dar am fost plecat peste 5 ani după eliberare, am fost nevoit să plec din motiv că m-a căutat poliția foarte mulți ani ca să mă bage la dubală din nou. Oho, dar ce au mai inventat? Ce teme aveau? Ce dosare? Nu o să mă crezi, mi-am procurat mașină. La fiecare pas mă opreau și îmi căutau, mi-am pus, nu o să mă crezi, mi-am pus în mașină cămeri de luat vederi intenționat, ca să nu-mi bagi ceva.
droguri sau ceva de genul ăsta. Și au fost două momente când mi-au băgat droguri, dar au fost filmate către mine. Și cum de nu ne-ai dat să publicăm? Nu, am fost nevoit să plec urgent din țară, că nu am vrut Am probleme. înțeles. Nu, Bun, eu am Oleg, avut ce probleme. faci la alegeri? Ce faci La la alegeri? Ai alegeri. drept de vot? Participi? Da. Am drept Cum de te... vot, Ai particip. pe cine Vreau vota? o țară independentă și democrată. Ai pe cine vota? Nu știu, încă nu am idei pe cine. Mai că mi-a Vezi? spune Maia Sandu, Andrei Năstase, dar au și ei minusurile lor pe parcursul vieții lor politice. De Și acord. eu idei nu am cine să Vezi că a mai votez. rămas puțin. Au mai rămas 12-11 zile până la alegeri. Informează-te, uite la dezbateri. Sper că referendumul o să-l boicotezi și tu și nu o să-ți împuiești capul cu dezbateri despre referendum, că găsește niște candidați pe care să-i votezi. Dar dacă chiar nu găsești pe cine să votezi, dă o fugă până la Iași cu pașaportul moldovenesc valabil și votează pentru Oleg Brega. Da, mersi mult, Oleg. O seară bună. Îmi pare bine. Da, te-am auzit. Ai respect din partea mea. Mulțumesc! O seară bună. Mulțumesc mult! Să trăiești! Numai bine! Asemenea. De fapt, auzeam că acolo la Bălți aveți o candidată bună, activistă de drepturile omului. Am uitat cum o cheamă, Rotaru, parcă, Diana. Interesați-te, uitați-vă la dezbateri, poate o să-ți placă de femeie. Ce, dacă e pe circunscripția ta, că acolo la Bălți, știu că sunt două circunscripții. Și dacă ai viză de domiciliu, de reședință la Bălți, că mi-am inteles că tu erai de pe la Ungheni de undeva, deci vezi în buletin ce scrie, că acolo o să poți vota unde scrie în buletin, nu unde domiciliezi tu de facto. Salut din Franța. Stai că a mai reușit cineva să intre și se pare că e o femeie, sau nu? Cineva de la discotecă? Bun, frumos. Și acum ceva despre alegeri? Măcar despre referendum? Nu. A fost o probă. Bine că a verificat și s-a convins că a putut să intre. 150 de oameni se uită la noi și mă gândesc să nu-i dezamăgesc, măcar să citesc comentarii de ale lor. Tatiana Tarasova zice, vorbește adevărul. Sârghi, Tudor Sârghi zice, Candu și Dodon se critică unul pe altul. Hoțul strigă, prindeți hoțul. Da. Chestia asta cu piloții moldoveni din Afganistan mă depășește, dar mi se pare înfiorător dacă e posibil așa ceva. Radu Păltineanu, românul de la Piatra Neamț, care a călătorit 3 ani și 3 luni cu bicicleta prin ambele Americi, îmi scrie privat, zice că are o întrebare, să văd dacă știe despre transmisiunea noastră live și dacă e legat de alegeri sau dacă e ceva chiar privat și nici nu știe că eu sunt direct acum. Galina Cazacu zice mult succes și Oleg Jardan zice salut, vă salut, dar să știți că nu o să prea citesc urările de bine și salutările, ci pentru că sunt multe, o să încep să citesc doar întrebările sau comentariile consistente. Ana Cotorobai zice de a mai avea în politica țării măcar vreo trei capuri ca al tău, în țara asta schimbări ar fi. Păi, haideți să începem, să votăm unul. Deocamdată, bine, o să aveți două buletine. Unul pentru partide, 15 partide, și buletinul MOV, violet, în care candidează și independenții. Ei bine, puteți să votați și pe unii, de exemplu, dacă vă place Maia Sandu, Blocul Acum, votați-i pe ei, aduceți-i în Parlament cu majoritate, faceți-o pe Maia Sandu deputată și atunci ea o să abandoneze mandatul pe care mi-l ia pe circumscripția uninominală. Și următorul clasat, sper să fiu eu, și să preiau mandatul Maia Sandu. Deci puteți să ne împăcați pe amândoi. Chiar dacă n-am putut să ne împăcăm din start, o să ne împăcați voi, alegătorii. Tania Cabac întreabă ce e cu MC Guță. Săracul MC Guță a nimerit țapii spășitori într-un dosar penal. Eu îl cred pe cuvânt că nu are nicio vină și că întâmplător a interacționat cu traficanții de persoane. Omul se roagă să fie lăsat
la libertate, că e în arest la domiciliu, nu poate nici să lucreze, nici să cânte, nici să câștige bani pentru familie și are doi copii care sunt în Rusia, sunt la Moscova și are părinți bolnavi și bătrâni în Congo, în Africa. Se roagă să fie lăsat la libertate, să se facă anchetă, să se facă judecată, dar să fie lăsat din arest la domiciliu, că nu poate lucra omul, nu are ce mânca, se încălzește la soba socrului de la Bardar. Stanislav Popa zice, fără supărare, Oleg, dar de câte ori am intrat online, am pus întrebări, niciodată n-ai răspuns. Sunt oare incomode? Păi, Stanislav Popa, care e întrebarea? Vezi că am citit-o, dacă am văzut-o, dar îmi fug aici, am așa un ecran mic unde stau comentariile și fug toate și nu reușesc. Și poate l-am scăpat, îmi pare rău, insistă. Trimite mesaj privat, cum iată face Radu Păltâneanu și zi, e de citit în direct. Da, Radu Păltâneanu abia acum a văzut că suntem în direct și o să-mi scrie pe urmă, era chestie de activism. El s-a întors din Americi și vrea să se apuce de activism. Tatiana Tarasova zice că mă urmărește de pe YouTube. Mă bucur, numai că în seara asta nu sunt pe YouTube. Poate înregistrarea discuției astea o să o bag pe canalul Brega 2 sau dacă o să fie foarte reușit, o să-l bag pe canalul Oleg Brega, canalul de bază. Nu sunt în țară. Nu sunt tare în politică, dar mă interesează care e chestia cu referendumul, întreabă Tatiana Țintea. Am spus de la bun început, e o diversiune a mafiei de la guvernare ca să nu discutăm despre probleme reale, ci să discutăm despre temele propuse de ei la referendum. Zic să le ignorați, să nu participați și căutați-vă de identificarea candidaților potriviți pentru alegeri. E mai important decât ce pun ei în discuție în referendum. Cela e mai important să avem clasă politică nouă, politicieni, deputați noi, nu din cei care au mai fost. Încercați să identificați prin toate partidele cine a mai fost la putere, și pe cei să nu-i votați. Aduceți oameni noi, vă rog. Michel Josan zice, eu tare te-aș vota. Am zis, dați o fugă la o secție de votare dincolo de Prut și o să puteți vota. De acasă, din Moldova, nu o să mă puteți vota. Pare rău să vă dezamăgesc. Nu, n-am putut să candidez pe circumscripția națională. Acum, independenții n-au acces acolo. Iar pe o circumscripție din țară, nu m-am decis să candidez. Aveam de gând să candidez pe circumscripția 33 să mă bat cu Țuțu, dar am auzit că Andrei Năstase vrea să candidez acolo și nu m-am mai băgat peste Andrei Năstase. Eu n-am știut că peste mine se bagă Maia Sandu. Tatiana Ținte zice, răspunde-te rog la mesaje. Pot să răspund dacă nu ratez cumva mesajul când a fluturat prin fața mea. Puneți întrebări. Și Liliana Cărlig tot așa zice, se poate o întrebare? Ei, uite, s-a putut. Dar când o să-mi pui întrebarea, s-ar putea să nu o observ. Îmi pare rău, nu o fac cu rea intenție. Ricu Richard îi face complimente Tatianei și îi zice că e sexy, îi lasă flirteze. Câte Tatiane sunt aici? Sunt toate frumoase. Replică foarte bună Tatianei Tarasova. Și până la urmă nu contează cum arată omul, contează cum gândește, cum se comportă, cât de inteligent este. Și mai puțin contează aspectul omului. De multe ori vă spun, nu judecați omul după cum arată, după cum se frezează, se rade, se parfumează. Judecați omul după fapte și după vorbe. Riciu insistă, cele mai frumoase sunt moldovencele. Depinde cum îți place. Pentru tine, moldovencele sunt cele mai frumoase, altora le plac turcoaicele, de exemplu, sau albanezele, sau femeile din Africa. Sunt mulți cărora nu le plac femeile. Și iarăși e minunat, e chestie de gust. Curajos omul, zice Tatiana Cabac, și probabil se referă la cea care a intrat în chatul meu ca să flerteze cu moldovencele. Cred că te-ai rătăcit, îi zice Lucia. Aici se discută de politică. Ei, lasă, dar și în Parlament se fac astfel de glume. Olimpia Caragie presupune că acela-i țapă în debat de atâta vorbește despre fete. Olga Bordea, apreciez foarte mult curajul tău de a face dreptate. Mă bucur că mai există așa persoane îndrăznețe. Mulțumesc, Olga. Horia Basarabianu privește. O grămadă de lume bună, da, 160 de spectatori în clipa asta. De unde te-ai candidat, Teo Eca? Candidez de la mine de acasă, de la Pepeni Sângerei, unde m-am născut și unde am viză de domiciliu. Am locuit mulți ani, din 92. Am, din 91 chiar, am plecat din sat, am venit la Chișinău.
Dar după aceea am făcut facultate la București, masterat la Iași. Vreo 15 ani am lucrat în Moldova și mă cunoaște multă lume cu activismul meu civic, cu jurnalismul meu. După care m-am săturat și am migrat în România. Și deci candidez din România pe circumscripția 50 diaspora. România e considerată diaspora europeană. Candidez din România pentru Parlamentul Republicii Moldova. Și pot fi votat din România, din Polonia, din Irlanda, Grecia, toate țările europene și din Schengen, adică și Elveția și Norvegia. Care a fost răspunsul blocului acum? Da, pas la cererea ta de aderare la ei, întreabă Igor Gorincean. Problema e că n-a fost niciun răspuns. M-au ignorat până pe 4 ianuarie, când deja se știa că ei au acaparat 49 de circumscripții și au rămas doar două circumscripții în Găgăuzia. Dar eu deja de pe 26 decembrie, când am văzut că ei nu-mi răspund, am început să strâng semnături să candidez acolo unde aveam de gând încă de astă vară și unde le-am propus lor să mă desemneze candidatul lor. Abia peste o săptămână, când eu aveam 200 de semnături colectate, a anunțat și Maia Sandu candidează peste mine. Și pe 4 ianuarie seara, când deja nu se mai putea schimba nimic, am primit un e-mail. Ne pare rău, am calculat și am constatat că Maia Sandu e mai populară decât tine. Iar după aceea, în emisiuni, Maia Sandu a zis că da, dar Oleg Breg a fost luat în considerație și pentru circumscripția de la el, de la Sângerei. Dar Oazu Nantoi a fost mai bun. Mă înțămăs, dacă și Oazu Nantoi, care a fost deputat PD și a abandonat mandatul și care nu are nicio legătură cu Sângerei, a fost mai bun decât mine, atunci halal vouă, dar nu știu în ce fel aveți voi societatea civilă, în ce fel ați colaborat voi, n-ați coordonat în niciun fel și ați candidat așa peste mine, sunt dezamăgit. Deci n-am avut niciun răspuns de la blocul acum, iată de ce s-a întâmplat să ne suprapunem cu Maia Sandu pe aceeași circumscripție. Știi că o mare parte din trolii din Moldova au fost blocați de Facebook, mă întreabă Constăteanu Ilie. Ilie, am auzit de la cineva, spunea pe Facebook, dar văd că, din contra, fără troli, am deja 188 de spectatori în seara asta, când alaltă seară, când iar eram pe Facebook, era vreo 100 de spectatori. Deci o fi închiși niște troli de-a lui Plahotniuc și au rămas troli din alte partide, că nu cred că alte partide nu au troli. Dar sunt oameni și ei, să fim înțelegători. Teo Eca insistă, unde te-ai candidat? Circumscripția 50, are sediul la primăria Chișinău, dar vor putea să voteze pentru mine oamenii care sunt dincolo de Prut, de la Prut până la Atlantic. Marius Pârvu mă salută de la Onești, România. Mulțumesc, dacă nu ai pașaport moldovenesc valabil, nu o să poți vota pentru mine. Salutare și de la Verona, Gheorghe Andronic, presupun că e basarabian, sper că are pașaport moldovenesc valabil. Știu că în nordul Italiei sunt foarte multe secții de votare și m-aș bucura să-l aud după aceea să zic că am votat candidatul curajos pe bicicletă. Salut, Brega, tu singur nu poți să faci nimic, că sunt mulți hoți în țara asta. Ovidiu Hasan, dar pot să încerc, nu-i așa? Oleg Struc și-a amintit că nu mi-a spus ceva și revine să-mi spună cum e cu candidata lor inteligentă de la Bălți. Salut, salut, Oleg, încă o Da. dată. Nu, Oleg, te deranjează, îmi cer scuze. Hai, Uite, povestește. uite, uite care e situația. Uite, aud conversația ta și chiar mi-e interesant că te deranjează foarte mult lume și de pe scutare. Am fost și eu și la Germania, la Polonia, la Elveția, am ajuns până la Dania, după eliberare, după ce m-a eliberat. Că am fost nevoit să fug din țară când mi-a fost frică să nu mă închidă din nou proștii. Și Așa. până la moment m-am reținut acum la moment în țară să-mi realizez viața personală. Fain, dar la Bălți în ce condiții trăiești? Ai viză de domiciliu, acolo ești însurat sau lucrezi Nu, doar? trăiesc în concubinaj cu parte feminină care mi-e foarte dragă inimii,
muncesc la companie Draxlrmaier. Și nu ți-au făcut vize de domiciliu acolo. Ești cu viza la ungheni. Da, eu sunt cu viza la ungheni. A, păi știi că numai la ungheni poți vota, nu la bălți? Că eu am vrut să-ți Eu, recomand o candidată foarte bună pe circunscripția nouă. motivul este pe 23 mă duc la ungheni A, și pe înțeleg. 24. Deci o să te duci la ungheni să votezi. Am vrut să o recomand pe Diana Grosu în circunscripția nouă, dar la ungheni pot să-ți spun acum cine candidează, dar nu știu pe cine să-ți recomand. Stabilește tu pentru tine că ți-a înghețat vocea, nu știu ce ai pățit. Nu, eu te ascult foarte atent. Deci ai așa, de la coadă încep, cel mai puțin popular e Haralambie Kirilov, Antonina Baraniuc, de la Șor, Alexandru Brânză, de la Partidul Liberal, Numai nu Ludmila șor. Guzun. Nu vrei Șor? Nu, Ei, nici cum vrei? într-un caz. Ludmila Guzun cu trandafirii. Ei, Sau da. Octavian Țicu, boxierul și doctorul în Ba, istorie, Octavian Țicu, de la așa, Blocul Acum. așa de la Kiev, boxerul. Da, numai că Țicu e în categoria muscă, dar acela se pare că e Balșoi. Bun, Ei, da. Oleg, alege, informează-te. Ai timp, încă mai ai 12 zile, informează-te. E clar, da, bine, mersi mult. Dar în orice caz, Mulțumesc. știi cum să zic că m-aș duce până la Iași. Aș face un drum. Dacă te duci până la Iași, o să mă poți vota pe mine. Mulțumesc. Dar unde? La consulat. La Iași este Consulatul Republicii Moldova. Pot să-ți spun și adresa. După aceea o caut și o... Da, în Moldova să te votez pe tine, nu am unde. În Moldova nu poți. Nu ți-o oferat niciun azil. Nu e necesar azilul. Trebuia să aleg eu o circumscripție din Moldova. Eu am ales circumscripția de afară. Mulțumesc, coleg, pentru intervenție. Ținem Bine, legătura, mersi. mai vorbim. Ai văzut că mă poți găsi pe Facebook. Ai văzut că te țin minte. Eugen Pietraru, se pare că e consăteanul meu de la Pependa, dar care o vreme știu că învăța la Peter. Să vedem ce vrea să ne zică consăteanul, dacă reușește să intre. Știu că e cineast, sper că apreciază și el poziția orizontală a telefonului și deci o să poată să se conecteze acuși, să aflăm de unde ne urmărește și de unde ne vorbește. Cam asta e situația. Pe site-ul Votum MD până acum au votat 11.331 de persoane. La nivel național nu s-a schimbat foarte mult scorul. Renato Usatu, partidul lui, a scăzut doar sub 10% și Șor a urcat până aproape la 7,5%. Dar în circumscripția noastră am văzut că continuă marea diversiune și Stella Stângaci se apropie vertiginos de Maia Sandu. Are deja 35%, iar Maia Sandu 38,5%, ceea ce confirmă teza mea că se pune la cale o diversiune, o fraudă electorală în Europa, acolo unde Stella Stângaci e ambasadoare și unde altă candidată reprezintă guvernarea, fosta șefa biroului Relații Interietnice. Mai ieri mi-a scris încă o candidată de-a lor, cea care încerca să mă convingă să semnez o petiție, o adresare către Maia Sandu. A uitat cum o cheamă, Valentina Geamănă. Și mi reproșa că aș fi ca o găină care scurmă din gunoi și se hrănește cu chestia asta. Căci că îmi fac PR ieftin. Prin faptul că am deschis documentul pe care mi l-a trimis ea și am depistat de acolo că documentul cel a scris la fundația lui Plahotniuc și că l-a redactat după aceea Stella Stângaci, asta înseamnă să scormonește în gunoi, înseamnă că ea admite că produce astfel de gunoi, partidul ei al lor produce astfel de gunoi și eu, na, ca un șobolan ce sunt, scormonesc în gunoi. Da, și am avut o discuție incisivă pe chat cu doamna Geamănă. Am înțeles că e supărată pe mine, că am făcut public, am dezvăluit chestiile cele cu adresarea lor către Maia Sandu. Oleg Șevțov zice, nu înțeleg, dacă am pașaport românesc, nu pot să te votez în Moldova undeva sau trebuie să mă duc la Iași? Oleg Șevțov, alegerile sunt pentru Parlamentul Republicii Moldova. Pot candida doar cetățenii Republicii Moldova. Eu am și cetățenie românească, dar candidez cu buletinul meu moldovenesc. Pentru că candidez din partea diasporei, pot să fiu votat în afara Republicii Moldova,
de la Prut și până la Oceanul Atlantic, de către cetățeni ai Republicii Moldova. Voi puteți să aveți cetățenie izraelită sau daneză, dar puteți să votați doar cu pașaportul moldovenesc valabil, pentru că așa a decis Curtea Constituțională. Până acum se permitea cu pașaportul moldovenesc vechi, uneori s-a votat și cu pașaportul sovietic, cu buletinul moldovenesc s-a putut vota. Acum s-a tăiat macaroana, pentru că a auzit guvernarea că Maia Sandu candidează în Europa, ca să aducă mai multe voturi pentru blocul acum, ca să preia guvernarea. Și atunci au zis, a, păi da, stai că noi avem pârghii, cum să oprim chestia asta? Și acum vor putea vota doar moldovenii cu pașaport moldovenesc, valabil. Eu candidez în diaspora, pot fi votat doar în diaspora. Sper că m-am făcut înțeles, îmi dau seama că e complicată treaba, dar vă rog să faceți un efort și să înțelegeți. La cele 83 de secții de votare dintre Prut și Oceanul Atlantic, veți primi două buletine de vot, unul cu 15 partide și altul cu candidați independenți. Puneți câte o ștampilă pe ambele buletine, pe lista cu candidați independenți, vă rog să mă găsiți pe mine în partea de jos, cu sigla asta, biciclistul revoltat și curajos. Tu vrei unirea cu țara mamă? Vreau unire, dar cine ne-o permite? Bravo, zice Antonina Feodosia și nu știu la ce anume se referă. Dacă vrea cineva să intre cu mine în dialog, puteți să apăsați butonul verde de pe ecranul telefonului. Vă rog să țineți telefonul pe orizontală. Puteți vorbi cu mine numai de pe telefonul mobil, nu și de pe computer. De pe computer scrieți comentarii. Brega, tu ce zici? Crezi că reușești în alegeri? Întreabă Ovidiu Hasan. Dacă nu credeam că reușesc sau dacă nu aveam măcar o mică speranță, n-aș fi candidat. Succes te susține. Mulțumesc, Svetlana Fântână. Trebuie desemnalat trolii. În așa fel, Facebook îi blochează. Eu fac asta deseori, dar nu prea îmi dau seama care e troll și care nu. Nu pot să semnalez orice om ca opinia căruia nu-ți place. Că nu-i democratic. Ce să semnalez? De unde știi că e troll? Eventual, dacă știi că folosești identitatea cuiva, dacă mai vezi pe undeva un alt Oleg Brega, nu ăsta care are 23.000 de abonați, atunci semnalează mie și eu atunci îl denunț ca fake account, ca troll. Te susțin și te apreciez mult pentru curajul tău și pentru ceea ce faci. Tăticul meu te apreciază mult, îți doresc multe succese. Ai, mulțumesc, Viorica, dacă apreciază și tăticul, ne-am scos. După părerea dumneavoastră, care sunt cei mai forte piloni care să se mențină țărișoara noastră Moldova? Tatiana Tarasova. Eu cred că orice țărișoară ar trebui să se sprijine pe legi, pe instituții și pe respectarea drepturilor. Și asta voi promova dacă voi ajunge în Parlament sau dacă voi rămâne în afara Parlamentului, așa, pe baricade, în societatea civilă. Eu cred în legi, în instituții și în drepturile omului. Nu pierde timpul cu nebunii, mă sfătuiește Gheorghe Andronic. Eu nu consider pe nimeni nebun și chiar dacă omul are niște probleme de sănătate, tot îl respect pentru că tot are drepturi și poate chiar are nevoi speciale mai multe și de aceea eu pierd timpul cu oricine și nu cred că îl pierd în zadar. Eu cred că îmi trăiesc viața onest, corect, eficient. Iată, mă privește și campioana la lupte de la mine din sat și mă bucur, Victoria. Vive la France, Ricu Richard, se zice la France, nu Le France. Salut, te susțin, nu te lăsa. Harașo Alin Stanciu, nu mă las. Tu, Oleg, tu intri la putere, apoi cred că o da de dracu poliția, zice Mihai Cojocaru. Mihai Cojocaru, cred că nu știi ce poate să facă un deputat. Un deputat poate să voteze legi, să le amendeze sau să le anuleze. Atât poate să facă. E cam cum ar da de dracu poliția dacă eu ajung deputat. Nu poate să facă nimic un deputat contra poliției. Poliția trebuie educată, dresată de fiecare cetățean în parte. Așa cum face Brega sau chiar mai bine decât Brega. Cu camera video, cu cunoașterea legilor și cu un pic de curaj. De asta, sub sigla asta minunată cu biciclistul revoltat, am pus și cuvântul cu hashtag curaj. Hashtag înseamnă diezul ăsta.
Concubinaj cu parte feminin râde Olga Bordea. Eu cred că râs de invidie Olga Bordea. Bine că și-a luat cămașă pe el, râde Tania Cadac și probabil tot despre tizul meu de la Bălți. Dar râdeți voi degeaba, că Oleg e un simpatic. Și când s-a prins că e în direct și că îl privesc 200 de oameni, a doua oară a intrat și cu cămașă. Dar ce, nu era simpatic și fără? Și eu, dacă ar fi mai cald, m-aș dezbrăca și dacă n-aș avea căștile astea pe mine, dar deja gata, stau, suport. Așa, aici stare stuchit la furcă după un pahar de vin. Olimpia Caragea, eu zic să nu judecați omul după prima impresie. Mă tem că Oleg, la câte au avut el de suportat în închisoare și în anchetă la poliție, mă tem că el are alte probleme decât paharul de vin. Deci vă rog, nu vă grăbiți să judecați omul după aparență. Comunicați întâi cu el, aflați câte ceva despre el și nu vă grăbiți să-l condamnați sau să-l ridiculizați. Poate până la urmă renunți la ideea de a concura în aceeași circumscripție cu Maia Sandu, probabil a vrut să-mi zică omul, dar gata, am pierdut comentariul. Dar să știți, nu renunț la ideea de a concura cu Maia Sandu, pentru că ea s-a băgat peste mine, nu eu peste ea. Dacă o să am altă dată ocazia să mai candidez, o să mai aștept o săptămână, cu riscul de a nu reuși să strâng semnături. Să văd unde se duce Maia Sandu, dacă nu cumva vine din nou peste mine și ea în felul ăsta vrea să îmi transmit alt mesaj decât acela că caută un candidat ușor. Angela zice, aud tot mai des povești de groază din teritoriu, oamenii sunt instruiți pe cine să voteze, drept dovadă sunt instruiți să-și fotografieze votul în cabină cu riscul de a fi dați afară de la locul de muncă. Rugămintea mea e să nu faceți asta și să-i denunțați. Da, e penal fotografiatul buletinului de vot și așa că nu vă recomand să faceți asta. Octavian Țicu spune că va face knockout Partidul Democrat. Tudor Sârghi, eu l-am auzit, l-am văzut pe Facebook și l-am denunțat public pe Octavian Țicu când a zis că va rupe capul celuia care va zice nu știu ce sau va face nu știu ce despre partidele lui. Și asta nu-i deloc nici inteligent și nici political correct și nici diplomatic. Octavian Țicu a dat cu muci în borș când a scris chestia asta. Acum cu knockout-ul, cu Partidul Democrat, deja gata, încearcă să dreagă busuiocul. El a zis inițial pe Facebook acum 2 săptămâni că va rupe capul. El personal va rupe capul celui care va zice nu știu ce despre opoziție. Și asta e periculos. E la limita democrației, dincolo de limita libertății de exprimare. Daniel Munteanu zice, ești cel mai activ activist, succes în toate, pe viitor poate ajungi și premier. Pentru început vreau să fiu deputat. La primăvară sau la vară poate o să încerc să revin în cursa pentru funcția de primar al capitalei. Îmi pare foarte rău că nu putem să te votăm din Moldova, zice Liusia Muntean. Îmi pare și mie rău că nu ne-au mai permis să candidăm pe circumscripția națională. Plaha dă ajutoare de 600 de lei. Babele o să-l voteze, ne informează Oleg Șevțov. Eu sper că babele sunt atât de inteligente încât o să ia 600 de lei, că nu-s de la Plahotniuc, ci-s din bugetul public la care contribuim toți și o să voteze cu cap. Când cabina de vot nu te vede nimeni. Ne trebuie unitate, unde sunt mulți este putere, se schimbă ceva. E adevărat, Igor Gonciar, am încercat să colaborez cu blocul acum și m-au ignorat, mi-au zis pas. Oleg, ce partide aparții? Octavian Augustin Cezar, sunt independent și de data asta candidez independent. Bregă, te aud și te văd în direct, să dea Dumnezeu să fii tare și puternic. Mulțumesc, Ovidiu Hasan. Dacă Dumnezeu îi ajută și pe candidații atei, să fie bun să facă chestia asta. Dar eu nu cred în existența lui și de aceea nu-mi fac iluzii. Contez pe puterile proprii, contez pe simpatia și pe ajutorul neremunerat și dezinteresat al oamenilor care vor da like, share și vor recomanda celor care ar putea să voteze pentru mine, să zică, ia uitați-vă ce candidat inteligent și incoruptibil și curajos. Poate îl votați acolo între Prut și Oceanul Atlantic și în felul ăsta aș putea să ajung deputatul lor fără ajutorul lui Bojica. Dar dacă voi credeți în Bojica, rugați-vă și la Bojica. Nu mai vedeți să nu faceți bătături la genunchi și la frunte când bateți mătănii.
Ești un om activ, bravo, te urmăresc de foarte mult. Mulțumesc, Sergiu Covalciuc. Din familia mea ai două voturi. Doar doi suntem. Mulțumesc, Tania Cabac, dar nu cred că o să puteți vota nici la Pepeni, nici aici, la Poșta Veche, pentru mine, pentru că candidez din partea diasporei. Trebuie să dați o fugă până la Iași, sau la Bacău, sau la Suceava, sau la Galați, în cele mai apropiate localități, cu pașaportul moldovenesc valabil. Eu am reședință la București. Bravo, Oleg Șevțov. Să mergi la București să votezi, ori la consulat, ori la ambasadă, ambele pe lângă Piața Aviatorilor. Succes, Oleg, te urmăresc de 10 ani, Nelu Martis. Mulțumesc și mă bucur. Cu buletin la Londra, se poate de votat? Nu se poate cu buletin la Londra, trebuie pașaport moldovenesc valabil. Din partea mea, ne-a spus Tania și am explicat că nu poate să voteze chiar oriunde. Tole Sârghi, fii deștept, că de nu știu ce e plină lumea. Oleg, ești democrat sau republican? Eu sunt mai degrabă liberal, cumva de stânga, sunt activist de drepturile omului. Nu sunt conservator, nu sunt republican, sunt mai degrabă de doctrină democrată, mai progresist, așa. Dar nu prea contează doctrinele. Acum, după cum vedeți aici, sunt bătălii din astea între mafii și geopolitice și atunci, probabil, candidați ca mine o să fie trecuți cu vederea. Dacă devii deputat, cere ministrului educației să introducă disciplină de studiu în școli, chiar din clasa a 5-a, dreptul, zice Tudor Sârghe. Cred că e mai important decât fizica și matematica. Poate nu chiar dreptul, dar niște noțiuni elementare despre cum să scrie o petiție și cum funcționează instanțele de judecată. E necesar să învețe oamenii, pentru că toată lumea ajunge pe mâna avocaților și nu-și dau seama. Nu știu diferența între avocat, procuror, judecător, toată lumea e văzută în robă și zice că e omul statului. Când nu e, nu e chiar așa. Și oamenii nu știu cum să se poarte cu polițiștii și tot așa. Deci noțiuni elementare de drepturi trebuie predate în școală și sunt de acord, trebuie făcută școala cu mai multe deprinderi de viață, nu doar studii din astea de drept elementar. Din Italia, poate să te voteze. Vitalie Rusu poate să mă voteze. Cele mai multe secții de votare, 29 din 83, sunt în Italia, mai ales în nord, înspre Veneția, încolo. Găsiți-le pe hartă și pregătiți pașaportul. Să aveți pașaport moldovenesc valabil, altfel nu veți putea participa la vot. Mulțumesc pentru răspuns și eu optez pentru lege și instituții. Mă bucur, Tatiana Tarasova, că în felul ăsta, iată, suntem pe aceeași undă, lungime de undă. De asta și-am candidat din diaspora, nu doar pentru faptul că locuiesc la București și ca și cum e acasă diaspora să candidez, dar și pentru că aici e electoratul cel mai lucid, mai luminat, mai deschis la minte și ar putea să mă înțeleagă cel mai bine. Hai votul meu asigurat, te urmăresc de când organizez microfonul liber, am învățat multe lucruri de la tine, zice Vasile Cataraga și îi mulțumesc, chiar am pus un like acum de mers. Spune ce părere ai despre blocul, partidul acum, Maia Sandu și Năstase, merită de votat? Orice partid propune tu de votat. Tatiana Țintea, încă nu am decis. Deocamdată ăștia sunt cei mai tentanți de votat. Ați văzut că chiar am încercat să colaborez cu ei. Și da, îmi doresc să ajungă ei la guvernare ca să se schimbe clasa politică și ca Maia Sandu să elibereze locul pe care cel mai probabil îl va ocupa în locul meu pe circumscripția 50. Da, bună A, seara, bună, domnule. bună. Așa o întrebare, tot mă uit la live-ul dumneavoastră și am așa o întrebare spontană mi-a ieșit. Dacă totuși dumneavoastră ați vrut să faceți parte din Blocul acum, partidul ăsta da. cu Maia Sandu, înseamnă că e un partid mai bun, nu? Exact asta Eu spuneam mai candid. dineauri, pentru că am vrut să colaborez cu ei, cumva aveam un pic de încredere în ei. Deci, probabil o să votez și eu pe al doilea buletin pentru ei. Dar aici unde candidez eu independent, sigur voi vota pentru mine și îndemn și pe alții să voteze candidatul curajos pe bicicletă. Păi da, dar noi de la Moldova, eu cred că nu putem să votăm bicicleta. Dar știți care e chestia? Pentru că mai mult stau pe șchiotare. Recent am venit
Și chiar sunt așa confuză că nu știu și să votez. Da, v-ați uitat la dezbateri, n-ați văzut candidați? Băi, la moment se vorbește așa mai mult în sat despre cine să votăm și cine asta, dar să spun așa, cu siguranță nu am o idee sau nu am, nu știu precis pe cine să votez, să fie bine. Hai că nu pentru noi, că dar măcar pentru copiii noștri, nepoții noștri și tot așa mai departe. Eu zic să fim curajoși, să visăm că o să trăim bine chiar noi, nu doar copiii noștri. Mai ales că eu n-am copii și tare îmi doresc să trăim bine încă cât să eu în viață. Păi da, vedeți că tot, dar trebuie Am ne gândim și cu interesul un să o pas, ducem două bine. înainte. Da. De acord, și să fim pregătiți și de mai Bine, rău. totuși, părerea dumneavoastră care-i? Că mai aveți încă 12 zile să vă lămuriți. Nu, asta nu e un răspuns. Nu e răspuns Ba da, așa, ăsta e știți răspuns. cum Ăsta e mai... răspunsul meu. Nu, vă dați seama, dacă m-ar fi Nu, eu... acceptat, chiar cu mare curaj aș fi mers din sat în sat pe glot cu bicicleta sau cu autobuzul lor și aș fi făcut campanie, votați blocul acum și candidatul Oleg Brega. Dar dacă ei m-au ignorat, acum nu mi se dă mână deloc să zic votați blocul acum, pentru că nu mai pot băga mâna în foc, habar n-am cine-s acolo. Nu m-au acceptat pe listă, atunci am îndoieli și despre cei care au fost acceptați. Dar e adevărat că pe alții mai Aha. buni Mai, e adevărat că pe alții mai buni nu-i văd. Așa că decideți și dumneavoastră. Aha, adică eu rămân la părere așa, că dacă ați vrut să intrați acolo, înseamnă că tot ceva e mai bun. De acord. Bun. Asta rămâne cu acum. Logica e bună. Mulțumesc foarte mult. Bine, hai o seară bună, mulțumim! La revedere. Am închis-o pe doamnă. Ați văzut că e posibil și ușor oamenii, dacă sunt inteligenți, înțeleg și că trebuie ținut telefonul pe orizontală și că să apese butonul verde jos de pe telefon ca să poți intra cu Brega în dialog. Mai greu mă lămuresc eu aici cum să scot ferestrele astea. Am scos, gata. Acum văd ecranul, continuă transmisiunea live. Sper să mai prind niște întrebări de aici. Tare repede dispar mesajele și e adevărat că sunt prea multe și nu o să reușesc să le citesc pe toate. La noi nu e America unde este bipartitism, zice cineva și n-am reușit să-i citesc comentariul. Da, la noi nu e bipartitism, la noi sunt 48 de partide înregistrate oficial, dar numai 15, 16 participă la alegeri, pentru că două au coalizat într-un bloc. Acest om va face dreptate în țară, zice Consăteanca, vecina mea de la Pepeni. Privet, Oleg. Privet, Vasile Nicolaevici Nicolae. Vasile Vasilici Nicolae. Sergiu Covalciuc zice că am două voturi din partea lui. O, și Oleg Bivol privește. Mă rog, tizule. Ce mai face Ghenadie? Cum e la el? Chiar mai ieri a publicat un video cu drumurile. La ei că ninge jumătate de an în continuu și drumurile sunt tot timpul curățate. A publicat pe pagina de Curaj TV video cu drumurile din Islanda. Ghenadie de vreo 2 ani e emigrat în Islanda. Și face bine, nu se plânge. Din ce câștigi existența? Care sunt sursele tale de venit? Igor Barbarov, am explicat ori de câte ori a fost întrebat și mai explic o dată. Chiar și aseară am explicat. Pe site-ul CheckMD e publicată declarația mea de venituri pe ultimii 2 ani și de interese. Cei mai mulți bani, vreo 200 de euro, 250 pe lună, îi câștig din YouTube, din publicitate pe videourile mele. După aceea primesc donații prin Patreon și PayPal, încă vreo 100 de euro și după aceea mai lucrez, adică și altceva. De exemplu, car cu bicicleta, pachete prin București și din asta sau îl ajut pe fratele meu la făcut fotografii comerciale. Astea sunt veniturile mele din ultimele luni de când sunt plecat în România, la București. Am mai ținut niște cursuri, niște seminare și am fost plătit pentru asta. Am fost, nu observator, sau chiar am participat la secție de votare la București pentru un partid și am fost plătit pentru asta de către primărie din orașul în care am făcut monitorizarea. Deci, venituri sporadice, de peste tot. Am venituri mici, modeste, dar mi-e suficient pentru că eu consum puțin, sunt al treilea an vegan și mănânc, deci, cartofi, varză. Astea sunt destul de ieftine. Linte am descoperit, năut și sunt liber și fericit.
Și am bicicletă, donație de la Ghenadie, frate meu, n-a fost nevoie să investesc într-o bicicletă, iar la București terenul e relativ plat și poți să mergi cu bicicleta non-stop. Acum, când am fost săptămâna trecută, am călătorit cu bicicleta foarte mult. Chiar trebuie un chipier ca tine în Parlamentul Moldovenesc. Succes! Mulțumesc, Gheorghe Platon! Hai să băgăm chipieri în Parlament! Brega, m-aș bucura din tot sufletul să ajungi unde îți dorești. Noi suntem alături de tine. Ovidiu, Hasan, mulțumesc! Votăm Brega, zice Nicolae Gasper și bagă cu hashtag, cu diez. Bun, bun, votăm Brega. În campania din 14 am născut cineva și folosesc și acum hashtag-ul Aleg Brega. Știi? Pentru că rimează cu numele meu Oleg și Aleg Brega sună bine, nu? Oleg, Igor e la putere. Rușii vă domină. A ajuns socialismul, comunism să preia Moldova. Octavian Augustus Cezar. Nu avem niciun capitalism, niciun socialism, nimic. Avem mafie și stat capturat de mafie. Ei se prefac că sunt capitaliști, că sunt socialiști, că sunt comuniști, că sunt pro-Europa, că sunt pro-Rusia, că sunt unioniști. Nu-i adevărat, sunt niște cleptocrați care fură cât pot, stor cât pot din banii publici, chiar din bani privați, de prin bănci. Ați văzut că au devalizat două bănci, le-au adus la faliment. Și datoria au pus-o pe seama statului. Și acum noi, oamenii de rând, trebuie să plătim datoria asta zeci de ani înainte. Deci ăștia nu sunt socialiști, nu sunt capitaliști, ăștia sunt nesătui de bani, de averi. Și de asta ar fi bine să nu le mai dați putere la alegeri. Și după care să punem pe ei procuratura CNA-ul să demonstreze vina lor și să-i bage o leacă la răcoare, la pușcărie. După care poate s-or sătura de astfel de activități și or deveni oameni de treabă. Oricum trebuie de votat blocul acum pentru a învinge regimul, zice Vasile Zgorovețchi. Da, dar nu uitați că aveți două buletine, mai ales în diaspora. Și pe un buletin votați Brega și pe alt buletin votați ce vreți. Măcar și blocul acum. Ce crezi despre fraudarea alegerilor de data asta? Cristina Ducă depinde și de noi. În Islanda sunt secții de votare. Nu, Anton Terzi, nu sunt secții de votare în Islanda. Trebuie să ajungi pe continent, în Irlanda, de exemplu, sau în Marea Britanie, dacă îți pare cel mai apropiat. Mult succes, te urmăresc de mult timp, să știi că sunt de acord cu tine, dar este foarte greu să înveți oamenii să gândească spre binele lor. Sandu Sorin, e greu, dar nu imposibil. Vorba dictonului, încetul cu încetul se face și oțetul. Dar mi-e schimbare de mentalitate într-o societate. Hai să încercăm. Noi suntem cu tine, tu m-ai salvat, zice Vasile Rotaru. Dar eu nici nu mi-amintesc cine. Am pașaport moldovenesc și eu și soțul. Bun, Tania Cabac, acum rămâne ca pașaportul să fie valabil și să găsiți o secție de votare peste hotare. Cea mai aproape, v-am zis, de Bălți e Suceava sau Iași, de Chișinău poate fi Bacău sau Galați. Salut de la Trușeni, salut Valeriu Angheluță. Votez în București pentru tine. Harașo Alin. O, Aleșca, ce faci? Vladimir Nicu. Da, ce fac? Îmbătrânesc. Sau când mă mai sună unii. Oleg, ce faci? Mă scarpe. Unde scarpe? Ne îndrumul taberei. Și așa râdem de ce faci. Dacă ai dorit să faci parte din blocul acum, înseamnă că este un partid bun. Nu e un partid, e un bloc de două partide și e foarte grav că au băgat acolo foști miniștri, foști deputați, foști ambasadori, de prin toate partidele posibile. E o adunătură de acolo nici destul de îngustă ca să zici că sunt două partide și oameni de treabă și nici două partide noi, de exemplu, da? PAS și da. Nici să zici că e o mare, largă coaliție de partide de opoziție. De ce a ieșit așa o struță, o cămilă în care nu s-a găsit loc, probabil pe motive ideologice, nu s-a găsit loc pentru mine. Dar tu poți simplu să spui, rugați-vă la Bojica, fără să faci haz de cei care sunt ortodoxi. Doar nimeni nu ți-a atins ateismul. E, Grigore Vecliu, cum nimeni nu mi-a atins ateismul? Dar când te iau toți, mai ales de Paști, cu Hristos Soviet, Hristos Soviet, și eu îi zic, bună ziua de aici, Hristos Soviet, ți-am zis Hristos Soviet. Când te iei cu chestii din astea, tu știi cum te simți agresat. Așa că mai lăsați-mă, vă rog, că vă simțiți ofensați când eu mai fac câte o glumiță despre credința voastră. Că nu o să mai concește sfetul de la glume. În clasa 9 se învață dreptul și statul, ne informează Vladimir Nicu. Probabil prost se învață dacă atât de puțini oameni înțeleg ce se întâmplă în statul ăsta.
Contează mult în ce parte tragi. Dacă tragi mai mult în stânga, înseamnă că susții PSD, zice un naiv din Românica care crede că PSD e de stânga. PSD e un partid de baroni, la fel de cleptocrat ca și PD-ul nostru. Dar PSD e la fel de socialist cum e Partidul Socialiștilor de la noi sau Partidul Democrat de la noi. Nu sunt socialiști, ăștia sunt niște populiști, șovini, oportuniști. Cum am zis, partid de oligarhi, de baroni, n-au nimic ăștia cu socialismul. Spune-ne, te rog, trei calități ale caracterului tău cu care te mândrești și trei de care ți-e rușine. Probabil n-a reușit să citesc întrebarea. Nu știu. Tatiana Chiciucu. Doamne, când va fi oare bine în Moldova? Oho, dar ce să fac eu? Că nu reușesc să citesc comentariile și ele toate dispar. Mă duc un pic mai jos. Important să nu votez PDM, Șor și PSRM. Restul la alegerea dumneavoastră. Mai, eu cum nu cred că există un partid salvator, la fel nu cred că există un partid care, Doamne ferește, nu-l votați. Îmi pare penibil partidul urâtul cu soacră sa, cu ginerile și cu toate neamurile lor acolo. Al lui Ștefan Urât, care a fost la Peleș, care a fost vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale. Dar nu-l are deloc cu degetul pentru că îl bag prea tare în seamă. La fel și Șor cu Marina Tauber. E un partid de impostori, dar pe care dacă oamenii îl văd ca salvator, să-l voteze, să-și mai muște odată mâinile cu salvatori de felul ăsta. Eu nu vreau nici să-i bag în seamă. Deci nu mi se pare important nici să demonizăm niște partide, dar nici să lăudăm alte partide. Simțiți-vă liberi să dați cu ștampila în toți. Da pe lista cu candidați independenți dacă votați de peste hotare, alegeți băiatul ăsta cu sigla biciclistul curajos și revoltat. Ca am megafonul în mână, nu mă joc. Am mai scris asta, zice Tudor Sârghe, dar n-am auzit răspuns. Dacă mă duc la Iași să votez și iau cu mine în mașină vecinii, prietenii, pot să am probleme. Eu s-ar putea tot la Iași să merg și tot cu prietenii, să umplem mașina cu familie, de exemplu. Ce probleme pot să ai din asta dacă oamenii se organizează? Uite, în Occident oamenii se organizează chiar cu autobuze ca să se ducă la o secție de votare proximă, pentru că guvernarea n-a avut grijă să facă secție de votare în localitatea lor, chiar dacă ei s-au înregistrat foarte mulți mai devreme pe site-ul CEC. Și atunci ei se organizează, sui într-un autobuz pe care îl închiriază ei și se duc să voteze organizat. De ce ar fi problemă în chestia asta? Decât dacă nu-i plătești pe oameni, dacă nu le ceri dovada că au votat cum trebuie, asta e penal. Dacă vă organizați și vă duceți la vot, asta e minunat, asta e democratic. La fel și în sat oamenii se duc și îl iau pe unul care mai se mișcă mai greu, un unchi, un văr, un frate care se mișcă greu, îl iau cu mașina și îl duc la secția de votare. Asta e minunat, oamenii se ajută. Mă trag din partea Moldovei, mai exact, Rădăuți Prut, zice Sandu Sorin. Mă bucur, dar e Moldova cealaltă, Moldova istorică, și nu aveți cetățenie moldovenească, nu aveți pașaport moldovenesc, nu puteți participa în aceste alegeri decât cu păreri, cu comentarii și ne bucurăm. În felul ăsta facem un fel de unire. Brega, te-am văzut când ai călătorit cu fratele tău și ai venit la noi și te-ai aruncat la jandarmi, zice unul și mi-amintesc că da, veneam cu Ghenadie de la Lisabona, cred că era anul 13 când mi-au închis emisiunea Inamicul Public. Și ne-am oprit pe la București și am mers la ambasada moldovenească să protestăm că ceva se încălcau drepturile în Republica Moldova. Și eram patru frați Brega și da, s-au luat jandarmii de noi. Cea mai memorabilă scenă și cred că sute de mii de spectatori la acel video cu jandarmii care deschid ușa microbuzului și de acolo cad vreo 5-7 cioturi de miere, le aruncă pe jos. Și am surprins asta pe cameră. Și a fost o discuție interesantă cu jandarmii la ambasada Moldovei. Ce spui despre ipoteza atât de mult vehiculată, cum că Sergiu Mocanu ar avea probleme psihice în raport cu toate declarațiile și previziunile lui, deosebit de grave, care nu se adeveresc, întreabă Ion Chitoroagă. Eu nu sunt specialist psihiatru și nu mă grăbesc să etichetez pe nimeni. Și despre mine se pot spune multe, că aș fi paranoic, schizofrenic, diliu și în tot felul. Nu sunt specialist, nu mă dau cu părere și nu cred că pot să stabilești despre un om dintr-o singură discuție sau dintr-o singură apariție la televizor sau din vreo câteva discursuri din astea, nu poți să-ți dai seama dacă omul e sănătos sau nu. Și până la urmă, vorba cânticului, cam toți suntem un pic luați și nu cred că poate cineva să se laude cu sănătate mentală,
absolută. Dar cât timp are omul capacitate de exercițiu, are aceleași drepturi. Dacă vreți să-l credeți pe Sergiu Mocanu, credeți-l. Dacă vreți să-l considerați bolnav, nu-l credeți și îl tratați cu scepticism. E treaba voastră, dar e bine să nu disprețuiți omul pentru starea sănătății mentale. E bine să nu-l marginalizați, să nu-l discriminați, pentru că asta e necivilizat, e și ilegal. În Rusia vor fi secții de votare. Da, Ivan Adam, Rusia face parte din circumscripția 49, alături de țările Caucazului, alături de Israel, de exemplu, dar am auzit că nu sunt prea multe secții de votare, probabil la Peter și la Moscova, și sunt foarte revoltați socialiștii, de exemplu, că nu prea o să poată vota moldovenii din Rusia. Dar cam toți moldovenii din Rusia sunt concentrați la Peter și la Moscova, deci nu văd de ce s-ar deranja. Udine, Padova și trebuie să mai fie, informează Ion Drănicer despre secțiile de votare din Italia. Da, v-am zis, 29 de secții de votare sunt în Italia. Nu te-ai gândit pentru următorii ani să candidezi în România? Da, Vasile Cataraga, mă gândesc să candidez la alegerile din România. Chiar am încercat la alegerile din 16, dar am constatat că legea mă discriminează. Eu, fiind cetățean român cu domiciliu în străinătate, în Republica Moldova, puteam să votez, puteam să strâng semnături pentru alții, puteam să semnez pentru alții, dar nu puteam să candidez. Și asta mi se pare discriminatoriu, cred că va trebui făcut ceva până atunci. Oricum, eu am rezolvat problema că deja am buletin de București și pot să candidez acum până se schimbă legea. Republica Moldova, România rămâne, a fost și va rămâne alături de Moldova, zice Aurelian Bogatu. Și taman povesteam despre o situație în care România e alături de Republica Moldova, dar cetățenii moldoveni sunt considerați cetățeni de mâna a doua pentru că nu au dreptul să candideze. Iată cum săteana mea, Tania Cabac, încearcă să participe în discuție, să vedem dacă reușește. Amintesc, trebuie să fiți cu telefonul pe orizontal. Iată, a reușit vecinica. Ceau! Salut! Noroc, noroc! Deci, Oleg, dacă chiar am viză de reședință în Moldova, nu pot să votez? Poți să ai vize de reședință unde Și vrei. Ți-am zis, poți vota pentru mine doar cu pașaportul și doar peste hotare. nu. În Chișinău nicicum? Nici la Pepeni. Dar nu la Pepeni, în Chișinău te întreb. Nici în Chișinău, nici la Pepeni. Nici eu nu pot vota pentru mine aici. Pentru asta mi-am făcut pașaport, încă nu l-am ridicat. Dar mi-am făcut pașaport ca să pot să revin în România și să pot vota pentru mine. Ca să am pentru cine vota. Bine. V-am lămurit de data asta? Da, Ceau. hai, te-am pupat, Deci ceau. găsiți o variantă să ajungeți în România. Dacă pașaportul moldovenesc e biometric, atunci puteți intra în România fără viză. Și cu ocazia asta o să vedeți Mănăstirea Trei Ierarhii de la Iași, de exemplu. Sau o să vedeți Dunărea la Galați, de exemplu. Sau o să vedeți orașul Plângăreț al lui Bacovia. Cum se cheamă orașul? Bacău. Sau cetatea de scaun al lui Ștefan cel Mare la Suceava. Și să vă mai povestesc ca să vă tentez să mergeți la vot în Românica. Sau luați un avion până la Bologna sau pe unde sunt avioane ieftine acum. Sunt oferte din astea cu Wizz Air, Blue Air sau nu știu care. Și dați o fugă peste hotare să vedeți Europa. Și cu ocazia asta o să votați. Eu cum am votat pentru europarlamentare în 14 la Stockholm? Am încercat să votez la o secție, la alta. Erau niște cozi enorme la Chișinău pentru europarlamentare. Și taman aveam treabă la Stockholm, m-am dus în ultimul sfert de oră, am prins secție de votare deschisă și am votat la Stockholm. Dar e adevărat că am votat contra tuturor pentru că nu aveam pentru cine vota atunci. Bravo, numai tu dai lucrurile pe față și te zbați pentru tot ce e mai bun, zice Oleg Sârghe, și îi mulțumesc că are așa impresie despre mine. Eu cred că mai sunt ca mine. Ar trebui să mai caute, poate nu în politică, dar în societatea civilă, în mass media, mai sunt oameni justițiari care vor să triumfe adevărul și dreptatea. Chiar am mulți în Italia, neamuri, colegi, prieteni și toți sunt pentru tine, prin discuțiile purtate între noi. Mulțumesc, Vitalie Rusu. Grație, cum se zice acolo. Nu votați pe SRM, PDM și ce mai zice omul acolo. Șor. Și restul votăm care și cum. Păi, dacă vă pare bună formula asta, folosiți-o. Transmiteți-o mai departe. Dar oare procuratura vă face ceva pentru hoți?
Da, doamna Maria F.D., procuratura acum face pentru hoți multe. Le asigură liniștea, le garantează protecția. Hoții continuă să fure în proporții deosebit de mari și nu riscă nimic. Uitați-vă, hoțișor, câți bani a furat, câte miliarde, atât de mult a furat încât a avut de unde să-i dea lui Filat, el a mărturisit asta, 250 de milioane mită, șpagă. Vă dați seama pentru ce? Ca să poată fura și mai multe miliarde. Și el a recunoscut asta. Și acum se dă băiat de treabă și vrea să candideze? Salut din Irlanda. Salut, Nicu Mihailov. Oleg, tu ești foarte brav, ai fost totdeauna pentru drepturile omului. Îmi pare foarte rău că nu te putem vota aici în Moldova. Mihail Cojocaru, îmi pare și mie rău. Aveți o ocazie să dați o fugă peste hotare de Dragobete. Votați, dragi moldoveni, Oleg Brega. Doar dacă aveți pașaport moldovenesc valabil și sunteți la o secție de votare între Prut și Atlantic. În diaspora, iar nu o să ajungă buletine de vot. Forțele răului sunt bine organizate. Pe noi ne dezbină. Igor Gorinciar, mă tem că problema de data asta e amintrlea. Acum v-au dat 5.000 de buletine de vot la fiecare secție de votare. Dar nu mai permit să votez cu pașaportul moldovenesc expirat. Nu mai permit să votez cu pașaport sovietic sau cu buletinul moldovenesc. Și vă mai dau patru buletine, două de referendum și două de alegeri, ca omul să nu mai știe pe cine să voteze, să nu se mai lămurească și nici nu mai vrea să se ducă la vot. Deci o să ajungă buletine 10% dacă o să folosească buletinele de la secțiile de votare de peste hotare. Pentru că moldovenii o să vină și o să zică, dar spați să votez cu pașaportul meu italian. Și o să-i zică, net. Dar spați să votez cu buletinul meu moldovenesc și o să-i zică, net. Dar e că eu am pașaport moldovenesc, dar e expirat. Și o să-i zică net și o să meargă cu buzele înflate acasă pentru că nu a avut curiozitatea să se informeze din timp cu ce se poate vota. Și nu o să se voteze peste hotare. Foarte puțini o să voteze peste hotare. Degeaba a sperat Maia Sandu că o să aducă o grămadă voturi pentru blocul ei, că acum nu o să aducă aproape deloc voturi. Că ăștia au înțeles ce vrea Maia Sandu și au tăiat macarona. Pentru un viitor mai bun în Republica Moldova trebuie de băutat blocul acum, zice Costea Borta. Ghine, băi, părerea ta despre actuala guvernare, foarte proastă, sunt niște mafioți. De ce trebuie să plecăm undeva? Ambii avem propiscă în Chișinău. Tania Cabac încă nu se lămurise înainte de a suna și îmi spunea că iată vreau să votez pentru tine. Nu poți, Tania, nici din sat, nici din oraș, trebuie să ieși în Europa. Eu candidez din partea diasporei din Europa. Iată, Valeriu vă poate confirma că el e reprezentantul meu la Consiliul Electoral de Circumscripție. Între timp eu o să beau niște apă, că deja mi s-a uscat în gât. Ultima întrebare și să confirme să mă repeți, că ți-am spus că mergi întârziere când intri în live. Eu despre referendum, fiindcă am mers vorba, să încep să spun. Eu consider că blocul acum și alte partide trebuie să, pentru ca să nu meargă diversiunea Partidului Democrat, trebuie să meargă în această campanie electorală cu referendum pentru susținerea referendumului. Fix așa cum face și Partidul Democrat. Dacă Partidul Democrat este pentru reducerea numărului de deputați de la 101 până la 61, trebuie și să spui. Noi toți suntem pentru reducerea numărului de deputați de la 101 până la 61, pentru retragerea mandatului. În primul, pentru că inițiatorii la așa ceva au fost ei, Andrei Năstase, platforma, da, pentru a reduce numărul deputaților. Asta un la mână și doi la mână, pentru că ei, Partidul Democrat, nu au mesaje electorale în această campanie, n-au cu ce veni și ei au pus pe toate panourile electorale că Partidul Democrat este pentru reducerea numărului de deputați și apar pe billboard. Toate billboardurile din Chișinău sunt cu mesajul ăsta, pentru a-și face transfer de imagini. Asta e scopul lor. Blocul, spunem, acest referendum, că ei toți sunt pentru, cred că diversiunea lor nu era să prindă și era să diminueze din rezultatele alegerilor. Și te rog să repeți întrebarea care ai pus-o, că Eu nu țin minte ce întrebare am avut, dar văd că mă sună Faina Grimberg și o rog să nu mai sune, că se oprește transmisiunea când suni. Trebuie să apeși butonul verde de aici, din transmisiune, ca să poți intra cu mine în discuție și numai de pe telefonul mobil.
nu de pe computer. Nu mă sunați că mi întrerupeți transmisiunea și o să fiu nevoit să dezinstalez messengerul de pe telefon ca să scap de voi. Sau să vă blochez, cum l-am blocat pe săracul Nicolae Petrovici în primele zile când făceam live-uri și el suna de vreo 5 ori la rând. Tu cum crezi dacă ei erau să meargă tot pe formula asta la referendum? Nu cred că e o variantă bună. În felul ăsta te asociezi cu mafia de la guvernare și lumea o să creadă că ești într-o minte cu Plahotniu. Chiar am auzit-o mai azi, nu știu unde, pe Vitalia Pavlicencu, spunând că noi dacă ajungem în Parlament, am putea să votăm împreună cu Partidul Democrat. Și asta e sinucigaș. Și așa nu avea nimeni de gând să o voteze pe Vitalia Pavlicencu, pentru că apărea prea des la televiziunile lui Plahotniu. Dar încă să mai zici că n-ai vedea nimic imoral să votezi împreună cu Plahotniu, asta e sinucigaș. Să apari tu, să accepti regulile de joc ale lui Plahotniu, să apari la televizor și să zici exact ca Plahotniu, votați pentru micșorarea numărului de deputați, pentru rechemarea deputaților din funcție, o să fie exact ca Plahotniu, o să creadă lumea, îl legitimează pe el, că iată, promovează așa idei bune pe care le susțin și alți candidați și alte partide. Deci, nu sunt de acord, eu cred că trebuia pur și simplu ignorată. Dar înțeleg de ce au făcut chestia asta. Ca să se vorbească despre altceva și ca să apară numai ei la televizor. Pentru că lumea a zis, noi nu ne băgăm, ignorăm și apar numai ei la televizor și vorbesc despre ce le convine lor. Despre probleme inventate. Bine, dar o seară bună. Mulțumesc, Valeriu. De data asta ai venit cu o idee năstrușnică, poate așa din spirit de frondă, prin încercare de provocare, dar de data asta nu am fost de acord cu tine. Totuși, mulțumesc pentru încercare. De ce nu ești la ProTV, Vitalie Ambroci? Pe mine nu mă cheamă la niciun fel de dezbatere electorale televizate, pentru că așa a făcut regula jocului și candidații independenți nu pot candida pe circumscripția națională, ci doar pe circumscripții uninominale, iar pe cei care nu sunt în circumscripțiile din Chișinău nu sunt chemați la televiziuni. Așa e făcută idiotă legea asta, încât cei care candidează pe raioane, pe sate, pe undeva și nu sunt de la partide, nu o să apară niciodată la televizor. M-am mirat că m-au sunat și mi-au trimis e-mail cu invitație oficială la Acuarel FM, vineri pe 15 la ora 12, o să apărem în dezbatere la Acuarel FM. Nu știu dacă o să fie 5 minute, 3 minute, 1 minut sau o oră întreagă, nu știu cum o să fie, ce format e acolo, dar m-au asigurat că va fi în direct, deci nu se înregistrează ca la televiziunea lui Plahotniuc, ca eventual, dacă zici ceva de Plahotniuc, să te scoată de pe post. Deci prima dezbatere electorală e abia cu o săptămână înainte de alegeri, vineri la amiază, la un post de radio. Mai mult, n-am fost chemat la niciun fel de dezbateri și cred că asta și-a dorit cei de la guvernare. Iulian Ungureanu, nu știu de ce îmi trimite telefonul lui și îmi spune că e fanul meu. Nu cred că am ce să fac cu telefonul tău. Acum toată lumea comunică pe internet, iar datele mele de contact de pe internet, inclusiv telefonul, sunt disponibile peste tot, chiar la o căutare pe Google sau la profil sau la pagina mea de Facebook de candidat independent. Toate sunt accesibile, deci scrieți-mi pe Facebook. Brega, de ce când toți văd camerele fug, mă refer la oamenii de stat? Pentru că au ceva de ascuns. Când vei ajunge în partea Brașovului, te rog să mă anunți. Sandu Sorin, mulțumesc, mă mai așteaptă oameni la Brașov, inclusiv o verișoară de-a mea care s-a mutat de la București. Dar nu știu când o să mai ajung la Brașov. În Portugalia puteți să votați Viorica Fusa. Cu pașaport moldovenesc valabil sunt multe, vreo 5 secții de votare. Am văzut la Faro, la Setúbal, la Porto, la Lisabona. Găsiți pe hartă unde este secția de votare și mergeți să votați. Este foarte greu să candidezi aici în România din cauza corupției, mă informează Marian Stoica. Da, am auzit, un candidat independent trebuie să adune 100.000 de semnături ca să poată candida la europarlamentare. Ceea ce mi se pare criminal. E ca și cum n-ai avea nicio șansă, nicio ocazie. Gheorghe Lopotencu de la Pepeni mă salută, dar mi-amintesc că nu e chiar Gheorghe Lopotencu cel care scrie asta. De ce nu mai ții legătura cu Domnica Cemortan, cu John Onoje, cu Tudor Pânzari? Cu Tudor Pânzari m-am văzut chiar azi și a reparat omul telefonul și acum a și publicat poze de la Căușeni în care susține candidatura mea. P
pe John Onoje l-am publicat chiar ieri, alaltă ieri pe Curaj TV, cu fotografii în restaurantul unde s-ar putea să lucreze. Tole chelner ospătar, tole bucătar, ceva face el, niște cursuri, învață și limba și deci omul duce foarte bine la Bruxelles, încearcă să-și facă viața acolo. Domnica Cemortan tot am văzut că mă susține și mă apără, dar suntem certați pentru că ea nu prea înțelege drepturile omului și promova justiția stradală, iar eu nu cred în justiția stradală, aceea e oarbă și poate oricine să devină victima justiției stradale. De asta am divorțat de domnica Cemortan, pentru că ea înțelege, în opinia mea, greșit noțiunea de drepturi ale omului. Vom vota la Milano și vom fi cu tine. Succes! Mulțumesc, Ecaterina Guțu, iată-o consăteana mea de la Pepeni. Nu avem pe cine vota, zice Nicu Mihailov. Mergeți în diaspora și votați pentru Brega. Am o întrebare, dacă eu mă căsătoresc cu o fată din Chișinău și mă căsătoresc în Republica Moldova și locuiesc acolo o perioadă, voi putea să solicitați cetățenia moldovenească? Cred că da, cred că așa funcționează legea. Pentru început o să cer permis de ședere pentru întregirea familiei, după care, nu țin minte la cât, la 5 ori, la 7 ani de ședere în Republica Moldova, poți ceri cetățenia. MC Guța a zis că e de 14 ani în Republica Moldova și abia de 2 ani e cetățean moldovean. John Onoje, tot după 11 ani de stat în Moldova, se pare că la 10 ani poți cer cetățenie. Dar nu știu cum s-au mai schimbat regulile acum. Se pare că au apărut niște reguli că poți să ceri cetățenie dacă investești în Moldova. Nu știu câți bani trebuie să bagi, dar poți să ceri cetățenie cu bani. Dar nu cred că vă trebuie. Nu recomand. Azi l-am ascultat pe Renato Usatui live. Spunea că este frică să voteze la ambasadă sau consulat, deoarece ar putea să fie arestat de Jezdan sau Cavcaliuc. Da, e foarte posibil. Nici pe John Onoje nu-l sfătuiesc să meargă la ambasada de la Bruxelles să voteze. Chiar dacă aș avea nevoie de votul lui și cred că ar vota pentru mine, dar el e azilant politic în Belgia și nu cred că o să-i priiască statutul lui de azilant, pentru că la ambasada când te duci să votezi, ca și cum intri pe teritoriul Republicii Moldova. Petre Nicodin zice, vom vota în Germania pentru tine. Danke schön. Sigur pot vota cu pașaportul fără a avea viză de reședință în străinătate? Sigur poți vota cu pașaportul moldovenesc, valabil, fără nicio viză în străinătate, fără să fie înregistrat din timp, dar îți trebuie pașaport moldovenesc valabil și să găsești, să identifici o secție de votare pentru alegerile de Republica Moldova, nu secții de votare pentru, eu știu ce, alegerile din Ucraina sau, eu știu, europarlamentare, secții de votare organizate de Ministerul de Externe al Republicii Moldova. Salut din Strășeni, noroc, Denis. Prognozul meu câștig acum, zice Liliana Cârlig. Păcat că nu ai fost acceptat, a căzut lozinca lui Brega. Și o lăsăm parcat așa în bătaia vântului. Dacă ajungi până la 24 în Italia, te votez. Mulțumesc, Liliana Cârlig. Sper să câștige blocul acum, cum zicea și Valeriu aseară sau în alte discuții de aici. Dacă câștigă blocul acum majoritate și Maia Sandu ajunge în guvern, ea eliberează locul pe circumscripția mea și următorul clasat sper să fiu eu și să iau mandatul de deputat. Altfel, Maia Sandu m-a lăsat în umbră când a candidat peste mine. Acum plus Oleg Brega. Merge? Merge Maria F.D. Anume așa. O ștampilă pe un buletin și o ștampilă pe alt buletin și te duci în păcată acasă. Oleg, vrei să știi că dacă vrei voturile tuturor creștinilor și sectanților, trebuie să nu fii cu idei de progresivi, că hoții pe care îi numești tu, care sunt la putere în Moldova, au îmbrățișat bolșevismul ca și Hitler și Stalin, Octavian Augustus Cezar. Eu sunt alt fel de politician. Eu nu sunt de cel care vă minte frumos și vă spune ce vreți să auziți. Eu sunt de cel care vă dă palme să vă trezească la realitate. Virtuale, nu, că nu sunt pentru violență. Și șuturi în fund, tot virtuale, dar ca să faceți pași înainte să vă luminați. Eu nu o să vă cânt osanale ca să vă placă. Eu să vă spun adevărul verde în ochi, chiar dacă nu o să fiu votat niciodată. Deci dacă cred că biserica e o escrocherie, că preoții sunt niște hapsâni, asta o să spun tot timpul. De ce nu ai candidat în Chișinău? Doar te știe multă lume, aveai mai multe șanse.
Grigore Vicliuc. Astă vară am zis, aș putea să candidez în diaspora pentru că domiciliez în România sau la Durlești pentru că am trăit 10 ani la Durlești, vreo 3 ani la Trușeni și toate în aceeași circunscripție 33. Mai ales că auzisem de mult timp țintește circunscripția aceea Țuțu, Costea Țuțu, actualul deputat PD, dar pe care PD nici măcar nu l-a pus pe listă pentru că e atât de odios personajul. Și în toamnă am aflat că pe circunscripție 33 vrea să candideze Andrei Năstase și am zis, bine, nu mă bag peste Andrei Năstase, rămân dar în Europa. Sau mă interesează Statele Unite, de exemplu, că acolo știu că am fost foarte bine votat, oamenii ce mă înțeleg. Și am ezitat, în ultima clipă am decis, candidez în Europa, după ce cu o lună înainte anunțasem blocul acum că vreau să colaborăm. Și blocul nu mi-a răspuns și atunci am ales Europa pentru că nu aveam ce să aleg altceva. Asta e situația. Puteam să candidez la mine la Sângerie dacă blocul îmi propunea colaborare. Ei l-au preferat pe Oazu Nantoi la Sângerei. Și iată de ce candidez în Europa, unde mă simt acasă. Hoții care sunt la putere în Moldova au îmbrățișat bolșevismul. Nu fi naiv, insistă omul cel la Octavian. Ai de-a face cu comuniști periculoși care lucrează sistematic să stea la pușcărie. Comuniștii ăia periculoși, vreau să-ți amintesc, sunt tare habotnici, cu două mâini își fac cruce. Și popa zice, da, votați comuniștii ăștia, că ideam nu-s comuniști de altă dată. Ideam construiesc biserici. Și uite așa au ajuns biserica împreună cu comuniștii, cu neocomuniștii, cu neonaziștii, cu toți declarații patrioți împreună și guvernează o țară prostită. Eu nu-s de acela politician, eu-s de acela care vă spune verde în ochi. Nu o să mă votați, eu o să continui să activez pe stradă. Dar nu vreau să vă păcălesc, să vă prostesc și eu în continuare, că nu o să fiu mai bun ca ei deloc. Oleg, pe cine crezi tu că trebuie să votăm dacă zici că blocul acum sunt mafioți? Costea Bortă, n-am zis că în blocul acum sunt mafioți. Dar m-am mirat că au luat pe liste o fostă judecătoare, din cauza căreia Moldova a pierdut la CEDO, un fost ministru în guvernele trecute, un fost deputat de pe lista liberalilor, dar ziceau că liberalii au fost împreună cu mafia de la guvernare, nu? Eu sunt nedumerit, dar nu zic că sunt mafioți. Eu zic că sunt de calitate îndoielnică unii din cei de pe lista blocului acum. Alții sunt noi în politică. I-aș vota pe Liviu Vovc, pe băieții cei din jurul Maiei Sandu. Și de asta am vrut și să candidez împreună cu ei, să mergem să batem glodul prin sate și prin orașe și să facem campanie împreună. Dar ei, nu știu din ce motive, au zis că nu cu Brega. Ok, dar o să fiți împotriva lui Brega? Tot depinde de oameni, toți așteaptă schimbări, dar fără ei, aici în Irlanda, tot cu Maia și Năstase, ca în 2009, cu filat, baftă, noi te votăm. Lidia Bulat, n-am înțeles exact mesajul, dar am înțeles că sunteți nemulțumiți de calitatea celor care candidează. Iată, Larisa vrea să intre cu mine în discuție. Mă bucur, azi au fost două femei, dacă nu greșesc. Sunt foarte active femeile ultima vreme, când până acum nici pe YouTube, nici pe Facebook nu prea vedeam femei active în politică. Mă bucur că măcar cu două săptămâni înainte de alegeri le văd interesate, implicate, dornice să se manifeste și să se informeze. Foarte bine. Femeile sunt majoritate, femeile sunt o putere, viitorul e al femeilor. În circunscripția noastră sunt 7 femei candidate, ceea ce mi se pare minunat. O să fiu încântat dacă câștigă o femeie circunscripția noastră. Eu sunt feminist. Nu le convii la televiziune pentru că nu au ce îți reproșa, zice Iura Josu. Aia ar putea să-mi reproșeze multe, inventate sau adevărate. Dar cu buletinul se poate de votat la Parma, Larisa Păpușă Golban. Nu! Doar cu pașaport moldovenesc valabil. Peste hotare nu se mai votează cu pașaport expirat, nu se votează, nu s-a votat niciodată cu pașapoarte străine, adică din străinătate, că voi ziceți pașaport străin la cel moldovenesc. Și nici cu buletinul. Se va putea vota doar cu pașaport moldovenesc valabil. Eu candidez doar din partea diasporei. Veți putea vota doar în Europa pentru mine.
Care e părerea ta referitor la Nata Albo și Andrei Bolocan? Îți plac ideile ce le promovează? Îmi plac și când am timp le privesc emisiunile. Îmi sunt simpatici amândoi, am fost colegi la una dintre cele mai buni emisiuni, bune emisiuni de satiră și umor, se numea Ministerul Adevărului. Căutați pe Google, o să găsiți câteva înregistrări cu mine alături de ei și cu ei alături de mine. Ca să zic așa. Când vii la București? Marius, am venit duminică de la București, am fost o săptămână acolo să-mi rezolv problemele juridice de judecăți și o să mai vin. Poate o să vin până la alegeri și o să votez acolo, acasă, în drumul taberei. Nu în drumul taberei, o să meargă în aviatorilor, unde sunt secțiile de votare. Dar poate o să vin după alegeri, dacă mă aleg ăștia deputat. O să trebuia să rămân la Chișinău. Salut, tu nu le convii la televiziune pentru că nu au ce-ți reproșa. Dar asta am citit odată, ai scris-o de două ori. Dar cu buletinul... Ah, da, am citit întrebările astea cu buletinul la Parma. Nu se poate vota cu buletinul. Care e părerea ta? Am citit și asta. Brega, tu când vorbești, eu mă uit la tine și te văd, de ce nu te cheamă la televizor? Că hoții sunt uniți toții. Și ce? N-ar vrea să vadă și pe unul care e critică la televizor? Dacă ar fi cu adevărat democrați, liberali, socialiști, cum se laudă, ar permite. Dar ei nu sunt decât niște hoți. Dan Cehie, se poate de votat cu biometricul? Nastea Gaiduc, se poate. La Praga și la Brno. Două secții de votare sunt în Cehia. Cu pașaport biometric moldovenesc se poate și se recomandă de mers la votare. Veți avea două buletine importante. Eu sunt pe cel MOV, violet, cu candidații independenți, undeva la coadă, cu sigla asta. Unde e sigla? Iată, cu biciclistul curajos și revoltat. John Onoje, dacă lucrează cu contract și locuiește legal la Bruxelles, timp de 7 ani poate să ceară cetățenia belgiană. De acord, minunat. Sper să obțină cetățenia belgiană mai ușor decât a obținut cetățenia moldovenească, pentru care a trebuit să luptăm împreună, să protestăm foarte intens. Sunt soțul Taniei Jgău, pot să te votez în Bulgaria? Pot să mă votez în Bulgaria. Bulgaria face parte din UE și vor fi secții de votare cel puțin la Sofia, în capitală. Vorbim cu cineva cu căști. Salut! Salut, sunt Tatiana. Oleg, am o întrebare. Deci se vorbește tot de votări. Întrebările de la referendum. Eu am înțeles că sunt întrebări, că să înnebunească lumea. Asta sunt de acord, 100%. La mine e o întrebare așa. Dacă eu intru în secția de votare, deci eu două care să le votez, da? Pentru acum, nu cum îmi spune, pentru blocul... Pe circunscripția națională și circunscripția uninominală, da, pentru parlament. A, uninominală, așa, pentru parlamentar. Dar eu, dacă nu eu, ăsta de la referendum și rămân acolo, nu-i că din partea mea cineva poate să-mi fac să votez în locul meu? E posibil, dar miza e prea mică și nu ai timp, n-ai interes să pierzi timp cu ele și pierzi energie. Lasă-i să voteze. Oricum e referendum consultativ. Oricum parlamentul va trebui să modifice legile. Deci lasă-i în plata domnul. Lasă să facă ce vor cu referendumul lor. Nu pierde timpul. Lasă să facă borș cu acele... Buletin. Vezi că nu eram convinsă că, deci, dacă la referendum ăsta, pentru că se vorbește foarte puțin din întrebările astea de la referendum, deci nu pune lumea, eu ca, a rămas și eu singur șocat că stau pe internet, deci mă uit, nu sunt probleme, dar a rămas șocat pentru că nu văd nimic și să-mi lămurească cineva și în care din referendum, deci dacă nu votăm, deci nu-i lege. Asta nu numai decât trebuie de votat și referendum. Chiar dacă votați, lege nu va fi. Numai Parlamentul poate stabili lege în chestia asta. Și încă trebuie să modifice Constituția. Deci e o diversiune, e o fumigenă ca să pierdeți timp și energie cu asta. Asta eu am înțeles-o, că se ducă lumea toată, deci, în eroare. Votați, să se nu votați, nu are nicio importanță. Ei vă fură din timp. Nu vă ocupați de referendum. Pur și simplu ignorați-o. Credeți-mă pe mine, pe cuvânt. Bine, mulțumesc. Atât. O seară bună. Sperăm de măcar data asta nu să ne fie furate voturile. La revedere. Să fim pregătiți de cei mai rău și să ieșim din nou la proteste. Nu-i exclus că ăștia sunt cleptomani, ăștia fură tot ce mișcă. Eugen Petraru, nu știu dacă să-ți mai dau vreo șansă. Încă doi oameni stau să așteaptă să intre, dar Eugen până acum n-a reușit să intre, chiar dacă a încercat de mai multe ori. Salut! Salut!
Ai spus că la cererea ta de a adera la blocul acum, eu răspuns că Maia Sandu e mai populară, corect? Pe circunscripția 50. Da. Așa. Ok. Și după toate sondajele după care eu m-am uitat, într-adevăr așa și este. Bun. Este acolo. Da. Și vezi că sunt încercări de fraude, așa. Nu te-ai gândit să aderi la acest bloc fără să candidezi la vreo circunscripție și să le ajuți ca să aveți majoritatea în Parlament, să aveți forță decisivă de a schimba ceva, niște lucruri. Blocul e o formațiune politică efemeră. Chiar în statutul blocului scrie că el se va dizolva a treia zi după validarea alegerilor. Deci nu văd rezon să aderi la bloc. Partidele, PAS și DA, nu mă interesează pentru că ele sunt de doctrină populară conservatoare, iar eu am convingeri liberale și mai degrabă de stânga, de apărare de drepturilor omului, deci nu ne potrivim ideologic. Iar Partidul Liberal al lui Chertoacă nu mă interesează pentru că e compromis și Partidul Liberal Democrat al lui Filat de asemenea e compromis. Deci n-am cum să, nu mă interesează să ader la ei pe termen lung și acum încă nu sunt membru în niciun partid. Nu păi vreau să renunț la campania mea. Ai depus mea. O cerere, nu? Ai depus nu. O cerere la de aderare la blocul acum? La bloc, da. Să colaborăm pe parcursul păi campaniei electorale. Dar nu să devin membru în vreunul dintre cele două partide formatoare. Asta e altceva. Uh-huh. Asta înseamnă un angajament pe termen lung, să plătești cotizații, să fii la adunări și tot așa. Dar eu sunt prea rebel, sunt prea independent ca să mă bag într-o formațiune politică. Și am zis, din motive ideologice, noi nu ne prea potrivim cu astea două partide. Bun, eu văd, după sondaje, cum eu văd, pe dânsul poți să-i fraudeze, dar tu nu ai destul. Și deci rămâne cei care sunt grupați și tăți împreună, cei răi. Și eu să câștige. Și o să avem motiv să ieșim la proteste. Eu cred totuși în pluralism, în competiție corectă și nu cred că e cazul în circunscripția mea să se retragă cineva ca să o proposeze pe Maia Sandu. Ea are atâta bazin electoral încât o să ia sigur mandatul de aici și în plus ea are asigurat mandatul de pe lista blocului că e prima acolo. Deci Maia Sandu sigur va fi deputată, nu vă faceți griji pentru ea. Ok, bun, mersi. Noroc, mulțumim pentru întrebare și pentru participare. Am zis, nu stăm mai mult de ora 23, deci mai puțin de jumătate de oră avem la dispoziție. Cât reușesc mai citesc și întrebări aici, dar dacă mai vrea și cineva să participe în discuție, folosiți butonul verde din partea de jos a ecranului telefonului. Puteți să participați în discuție cu mine doar de pe telefon, poate și de pe tabletă. N-am întrebat pe nimeni dacă a reușit de pe tabletă. Iată și Constanteanul meu cineast de la Peter. De unde suni acum, Eugen? Sunt chiar din Moldova. Aha. Mergi la votare? Uh-huh. Sau nu la am alegeri? Pentru cine vota. Sau nu, la alegeri? Nu am pentru cine vota. Dacă aș putea pentru tine vota de Moldova, cred că te-aș vota pe tine. Da, nu se poate de Moldova. Va trebui să ieși din țară și înspre vest, nu înspre est, unde știu că făceai studii cândva. Ai vrut să întrebi altceva? Sau ai vrut să spui? Da, desigur. Eu am scris în comentarii, dar oricum, dacă se permit așa, îți cunosc părerile și oricum aș vrea să întreb ce model de... ce țară vezi ca model de dezvoltare pentru Moldova? Țările Scandinave, oricare, Islanda. Islanda. A doua întrebare, ce părere ai de proiectul Venera? Am auzit de el, nu m-am interesat foarte mult, n-am nicio părere. Nicio părere. Mm-hmm. N-am timp. N-am timp să pierd cu utopii. Îmi pare ceva utopic. Mm. Utopic. Mm-hmm. Să urez succes, oricum. Proiectul european, democrație, statul de drept îmi pare mai realist decât fantasmagorie cu proiectul Venera. Dar... când o să scăpăm de pericolul populismului, de pericolul totalitarismului, de alte pericole, neonazismului, atunci poate o să ne gândim și la inovații. Deocamdată democrație e un deziderat foarte important, să-l păstrăm, să-l menținem, pentru că pierde multă lume încrederea în democrație, în Europa,
din cauza populiștilor, din cauza, din diverse motive. Propaganda rusească și tot așa. Tu știi mai bine că vii de acolo. Din gura lupului. Da. Da, acolo foarte, foarte mult se simte propaganda. Oricum, văd că schimbă situația, lumea nu mai crede în propagandă și posibil că o revoluție se va întâmpla în curând. Oricum, să presupunem că ai ajuns deja la putere cu CDU în primul rând. Păi făceam glume că tot multă lume mă întreabă dacă ajungi în Parlament ce faci în prima zi. Aș intra printre primii și aș deschide geamurile să aerisească acolo. Ce altceva? O să trebuiască să studiez tot cadrul legislativ, să știu regulamentul, legea despre Parlament, statutul deputatului, ca să funcționez ca peștele în acvariu, să cunosc toate colțișoarele, ca să nu se ascundă câte un drag pe sub scoica aceea și tot așa. Deci să știu toate prevederile legale și să fiu pregătit să intervin cu toate instrumentele pe care le are un deputat. Cu interpelări, cu sesizări, cu modificări de legi și cu votul. Pro, contra sau abținere. Ei bine, serios, succes. Oricum, eu văd la asta părerea mea că la situația care o avem astăzi, lumea încă nu e gata să facă schimbări radicale care le propui tu. Ei mai mult acceptă minciuni și să stea așa. Da, minte-mă frumos, că lor le place să fie mințiți frumos. Da. Așa că te văd ca un candidat cinstit, pentru că dacă tu ai fi vrut să vii la putere, eu cred că știi cum să manipulezi lumea. Dar, oricum, sper că va veni vremea ta și... Sau vremea noastră, poate te implici și tu și alții mai tineri ca mine. Eu am 45 de ani de vârstă medie. Voi ăștia mai tineri, poate o să faceți mai bine decât mine campanie. Cumva mai inteligent, mai persuasiv, ca și să nu mințiți, dar și să nu spuneți adevărul verde în ochi care ustură și doare. Și să ajungeți la putere. Și o să vă aplaud și o să fiu bucuros. Că ați fost mai șmeci în care mine. Da. Ok. Ne vedem și mai vorbim. Ne vedem când ne auzim. Da, poate ne întâlnim și la pepeni. Mai vrea cineva să intre în dialog? Să vedem cine e următorul. Tătarul, după care Sagalaev. Nu o să mai reușesc să citesc comentarii, sunt foarte multe, dar mă bucur că reușesc să am destui participanți în discuție. Chiar mă temeam că oamenii nu participă pe orizontală, nu se descurcă, dar văd că s-au găsit destui. Cel puțin azi am avut foarte multe participări de pe telefonul mobil în poziție orizontală și oamenii au vorbit inteligent, coerent, frumos, civilizat, minunat. Țuțu crede că dacă va construi biserică în Trușeni, se va spăla de păcate și de acel eveniment din codrii Orheiului. Problema e că și trușenenii cred că dacă Țuțu o să le mai facă o biserică, că n-au destule și nu e destul de mare ce, o să înceapă a trăi bine. Tamam biserica are nevoie, trușenii. Încă o biserică. Vei avea multă împotrivire din partea hoților care sunt la putere. Da, posibil. Și oamenii de rând se împotrivesc, pentru că, cum a zis și consăteanul meu, oamenii nu prea vor schimbare radicală. Iar vrea să fie măcar mai puțin rău decât acum. Dacă nu vreți o schimbare înspre bine și nu puneți umărul la chestia asta, nu o să o aveți. Merită să ajungi în guvern. Vreau ca lumea să te voteze și sunt curios cum te vei descurca. Ar trebui să ai o șansă. De acord, numai că eu candidez pentru Parlament. După aceea, Parlamentul numește guvernul. Vă doresc din suflet să câștigați, sunteți o persoană sinceră, o să vă votăm aici în Italia, Ravenna. Grație, Vale, Valentina. Molto bene. Brega, de ce nu te-ai unit cu Partidul Democrației Acasă? Ei tot susține unirea. Sau cu Pele, Vasile Gușan, m-au unit pentru alegerile locale de la primărie Chișinău cu Partidul Democrației Acasă. Am candidat din numele lor pentru funcția de primar al capitalei. Am luat un scor bun care probabil le-a adus niște bani din buget după aceea, că poate nu știați, partidele din Moldova sunt finanțate de la bugetul public. Dar după aceea ei au început să spună tot felul de tâmpenii în spațiul public și m-au dezamăgit atunci cu prestația lor de partid, care nu prea există, e doar Vasile Costiuc și cu vreo două femei în jurul lui. Și asta nu e un partid. Și atunci de ce să mă bag cu un partid când eu, ca independent, pot să fac
la fel de mult sau mai mult. Pentru ce să mă unesc cu un astfel de partid? Dar iată, la alegerile locale din vară, probabil voi fi nevoit din nou să accept o eventuală invitație de la Partidul Verzilor, de exemplu, cu care doctrinar mă potrivesc perfect, dar nu cu oamenii de acolo, care sunt niște conservatori și nu prea au nimic cu doctrina verde. Iată, doctrinar cel mai potrivit sunt cu verzii, dar nu cu cei din Republica Moldova și nu cu cei din România. Cu verzii europeni, da. Te susțin, zice Eugen Petraru. A, el a citit mai devreme. A, am spus asta mai devreme în direct. Irina Vlah îl critică pe acel polițist de la Cimeșlia că nu poate vorbi rusa, dar la ea de ce nu se uită la dânsa? Că e funcționar public și nu știe nicio boabă limba română. Greșit, Tudor Sârghi. Taman că Irina Vlah vorbește română. Alții nu vorbesc din administrație de la Comrat. Dar Irina Vlah e bilingvă toată ziua. Ce știi de drumul Ungheni-Chișinău? Leonid Graur întreabă. Știu că e un mare jaf și că e început de 10 ani și încă nu există perspective să-l termine. Dar ei se laudă că au făcut drumuri bune pentru Moldova. Da, de cele cu asfaltul de un deget, cât degetul lui Gaburici sau cât linoleumul, că îl faci sul și îl iei acasă, ca toliu de pe casă. Așa drumuri bune pentru Moldova știu că sunteți capabili să faceți, că n-ați ținut nici măcar până la alegeri, la prima ploaie l-a spălat. Dar drumul de la Ungheni la Chișinău nu sunteți capabili să-l faceți. Hoților, tălharilor, impotenților, incompetenților, cum să le mai zic? O încurajați Bahmuta și Cornești. O înconjurat Bahmuta și Cornești. Și asta e bine ori e rău. Eu cred că drumurile naționale ar trebui să ocolească satele, nu să treacă prin sat, pentru că foarte des mor. Iată, chiar acolo, la Cornești, se pare că, sau la Bahmut, nu știu pe unde, la Pitușca. Un copil a murit. A murit recent un copil, se dădea cu sania și a intrat pe șosea, pe traseu, sub roțile unei mașini. Drumurile foarte circulate ar trebui să ocolească localitățile. Un kilometru, doi în plus, dar câte vieți omenești salvate. Vreau să știu poziția ta vis-a-vis de persoana Belețchi și Chirtoacă, uniți ambii la Pele. Sergiu Tătaru, n-am nicio părere despre cei doi tinerei. S-au potrivit și s-au adunat. Eu nu i-aș vota. Sper că nu te superi, că te urmărim, că ești tare și ai curaj, care poate spune lume ce te doare și mai un om ca tine are curaj să vorbească. A, numai un om ca tine. Da. Bine, Ovidiu, mulțumesc. Urmăriți-mă și pe YouTube. Am cel puțin două canale pe YouTube. Oleg Brega și Brega 2. Normal, așa au făcut în Italia. Partidul 5 stele și cei care nu respectă condițiile în două cuvinte zboară din partid. Zice ele Tincovianu. N-am impresii foarte bune nici despre Lega Nord, nici despre 5 stele. Și nu cred că experiența Italiei e una foarte bună, că am auzit că a intrat în recesiune din cauza acestei guvernări populiste. De ce nu faci tu un partid? Alin Bujo, în Republica Moldova, e imposibil să faci în mod cinstit un partid. Iar în România nu văd rostul să fac un partid, chiar dacă aș putea să mai găsesc doi ceraci ca mine și să facem împreună trei persoane un partid. Îți trebuie 200.000 de semnături ca să poți candida la alegerile europarlamentare. S-ar putea și la celelalte, la parlamentare. Iar în România văd destule partide bune la care aș putea să ader sau cu care împreună aș putea să candidez, încât nu văd rostul să creez alt partid în România. Curajul te caracterizează. Sănătate. Mulțumesc, Tatiana Tarasova. Oleg, dar în Irlanda putem cu biometric să votăm? Puteți. Cu biometric moldovenesc. În Irlanda știu că este secție de votare la Dublin și încă într-un oraș, căutați pe site-ul CEC. Oleg Bregă totuși merită să te alături blocului acum. Îmi place că e persoană, dar dacă devii parlamentar și mai mult. Eli Tincovianu. Eu am încercat, ei și ele m-au ignorat. Probabil suntem incompatibili ideologic. Ei sunt conservatori de dreapta, afiliați cu Partidul Popular European,
ca și Valeriu Ghilețchi, de exemplu, pe când eu sunt mai degrabă liberal de stânga, sunt de ideologie green, verde, ecologist, apărător al drepturilor omului, al diversității. Nu ne-am potrivit, probabil, și s-ar putea să nu ne potrivim nici pe viitor. Oleg, ești super, ești unicum în Republica Moldova. Toate ființele umane sunt unice și irepetabile, chiar dacă suntem o căchiță, 7,5 miliarde, dar toți suntem unici în felul nostru. Din Viena. Se poate vota, se poate vota. Aveți secție de votare la Viena. Dacă aveți pașaport moldovenesc valabil. Aleșca. Nu știu unde stai, în secție din Monaco, ori la Marsilia. Vitalie Butnarencu, n-am înțeles întrebare, dar am înțeles locația. Cam pe acolo stai, între Franța și... A, nu, stai, la Nice unde stai e secție în Monaco sau la Marsilia. Înseamnă că el a dat răspuns cuiva care a întrebat unde poate vota acolo. Bine că vă ajutați, vă mulțumesc că vă implicați, mai ales cei care știți și care nu dezinformați oamenii. Tatiana Chiciuc zice, dacă ar face așa toți să intre în direct cu cetățenii și să răspundă la întrebări, ar fi bine. Și eu zic așa, dar mulți dintre ei preferă să-și facă poze și să apară la televizor, televiziunile controlate de ei și să stea acasă să aștepte victoria. Și problema e că anume ăștia și vor câștiga. Eu te-aș vota, dar nu sunt cetățean din Republica Moldova. Na, nimeni nu-i perfect. Angela Cerchez. N-am auzit-o niciodată pe Vlah vorbind română. În schimb, am auzit-o vorbind în rusă, că și-ar dori să poată învăța limba română. Poate, Angela, eu am totuși o amintire cu Iași, cu Antonița Fonar pe scări la Parlament, când ea abia intrase în Parlament atunci, în 14, în 15, după ce a început să se activeze actualul Parlament, ea intrase probabil pe lista socialiștilor sau a comuniștilor. Că imediat după aceea, într-o săptămână, două, s-a dus, a candidat la Comrat și a ajuns bașcană. Și se pare că a vorbit românește cu Antonița. Dar nu bag mâna în foc, nu știu. Am văzut-o deschisă să comunice cu societatea civilă. Era inteligentă până când a intrat în schemele de acolo, din politica mare, din Comrat. Conduce acum Gagauzia. Ce te gândești despre Stângaci, contracandidata ta pe circumscripția 50, că face campanie electorală plimbându-se prin Italia cu mașina de la ambasadă, cu șoferul plătit, salarizat de ambasadă? Natalia Mereneanu, întreabă sau îmi comunică chestia asta? Că dacă aveți informații despre Stella Stângaci, că umblă și face campanie cu mașina ambasadei, e foarte grav, ea ar trebui să fie degrevată din funcție acum. Dar dacă mă întrebați, atunci nu știu, n-am prins-o pe Stella Stângaci făcând așa ceva, dar am zis și la începutul acestei dezbateri și cu alte ocazii, suspectez că mafia de la guvernare pune la cale o diversiune și fraudarea alegerilor în Italia. Nu întâmplător a deschis 29 de secții de votare acolo și are cel puțin două candidate confirmate ca fiind ale lor, actuala ambasadoare și fosta șefa biroului de relații cu diaspora. Estimez că și alți candidați din Italia sunt de ai lor, de ai mafiei de la guvernare. Și deci vă rog, păzea atenție cine sunteți în Italia, mergeți la votare și votați, vă rog, atent, informați-vă, vedeți dacă alții votează la fel de corect ca voi, ca să nu vă fie furat votul. Stai, că nu e drept așa, Așa e da? mai bine, da. Bună Salut, seara! salut! Da, asta, cum îi spune din platforma, da, Năstasa, asta, înainte mai apărea pe la televizor, cu oameni, când făceau meeting-uri, dar mu după ce au câștigat și au ajuns primar, gata, nu se mai aude nicăieri de zis. Ori spista l-au cumpărat al deamă cineva de al de Plahotniuc cineva pe. Dar tu unde, la care televiziune îl vedeai pe Andrei Năstase? Dar permanent făcea astea, meeting-uri, și mai făcea el prin Păi Chișinău. da, dar acum Oamenii are au alte sosit instrumente. acolo. Acum merge din sat în sat, face întâlniri. L-am văzut, făcea live-uri din Israel. A fost recent cu candidatul lor,
Da? Da, merge. Am înțeles că au zilele astea meeting la Trușeni, unde el candidează pe circumscripția lui și cu participarea lui Andrei Năstase. Doar că nu-l arată la televizor. Nu știu la ce televiziuni te uiți. Dar proteste nu mai fac pentru că nu-i cazul. În campanie electorală sunt alte instrumente de folosit. Nu, asta am vrut să întreb pe dumneavoastră. În orice caz, pentru dumneavoastră. Mă bucur. Unde ești? Unde votez? Eu la Botanica, la Chișinău. Dar nu poți vota pentru mine de la Botanica. Mă uimești că n-ai aflat încă până acum. Bine, stați o lecuță, dar de unde eu pot vota? Numai dincolo de Prut. Între Prut și Atlantic, în toate țările europene și din Schengen. Cu pașaport moldovenesc valabil. Biometric, din România, da? De la Iași, de la Suceava, de la Galați, de la Bacău. La București, dacă ajungi la Cluj, unde ți-i mai aproape? La Sibiu, la Târgu Mureș, nu știu dacă la Târgu Mureș, dar la Cluj-Napoca sigur este. Bun, mulțam! Bine, vă mulțumesc, domnule Oleg. Noroc, noroc! Uite, oamenii se uită fragmentar sau nu se uită atent și nu înțeleg exact ce se întâmplă, ce diversiune au făcut guvernanții cu votul ăsta mixt și cu circumscripțiile mamei lor. Ce s-a întâmplat cu inamicul public? A fost închis de două ori. În Israel e posibil de votat? Ion Gâlcă, e posibil de votat, dar nu pentru mine. Eu candidez la vest de Republica Moldova, iar Israelul face parte din circumscripția 49 la est de Republica Moldova. În ce oraș în Israel este secție de votare? Nu știu exact, informați-vă pe site-ul CEC. Este undeva afișată chiar și pe pagina mea, Oleg Brega, candidat independent, lista secțiilor de votare de peste hotare, dacă nu o găsiți în altă parte. Dar nu m-am interesat în altă circumscripție, m-a interesat mai degrabă Europa de Vest, unde candidez eu. Dar pe cine să votăm? Că n-ai cu cine, zice un grușcă. Dacă ești în Europa, ai ocazia să votezi pentru Oleg Brega, candidat independent. Oleg Struc mă asigură că va vota pentru mine. Lasă-ți omul să doarmă, zice Sergiu Cabac și nu știu la cine se referă. Brega, dacă eu sunt din Bacău, te pot vota? Ovidiu Hasan, nu poți vota decât dacă ai pașaport moldovenesc valabil și atunci, da, la Bacău va fi secție de votare cu pașaport moldovenesc valabil. Ce părere ai despre știrea zilei cu cei doi ostatici moldoveni? Nu știu nimic, mi se pare șocant că oamenii aceia puteau să fie eliberați mai devreme și i-au adus abia acum în campanie electorală acasă. Încă nu știu dacă i-au adus, că ceva se întâmplă, niște intrigi acolo, nu știe cine și cum îl poate elibera. Elina poate vorbi română, zice Gheorghe Scutar și probabil știe despre Irina Vlah câte limbi. Parlește. Tatiana Chiciuc și dacă... Și chiar dacă votez, păi cum să ai garanție că voturile nu se falsifică? Am o senzație că până ajung voturile pe drum, imediat se schimbă. Tatiana, să nu fim chiar atât de fataliști. Avem observatori, avem reprezentanți ai partidelor și în comisiile cele de votare sunt oameni de la partide diferite. Să sperăm și să ne implicăm cât putem de mult ca să nu ne fie furat votul, ca să nu fie fraudate alegerile. V-am zis, puteți să stați lângă secție de votare măcar un ceas și numărați câți oameni intră, eventual intrați cu ei în vorbă și întrebați-i câți au reușit să voteze, eventual aflați dacă pașaportul le este valabil, dacă nu cumva au votat cu pașaportul expirat și fiți în felul ăsta observatori voluntari de la fața locului, mai ales acolo în diaspora, unde nu prea vor fi observatori de la societatea civilă, observatori internaționali. Stați lângă secția de votare și ajutați-ne. Tatiana s-a gândit să mai intre odată. Da, a intrat cu numele lui Bărbață. Te rog frumos să... Te rog să mai vorbești odată la microfon, că nu se aude. O clipă. Da, ceva nu... Bagă până la capăt, trebuie să facă țâc ștecherul acela. Dacă nu a făcut... Da, e bine acum, să aude. Hai zi. Am rugat să te lasă să te odihnești, ești super obosit. Păi e aproape 11 și am promis că la 11 închid.
Păi sunt oameni care nu chiar vor să te doar de la tine SMS-urile vin și vin și vin. Oricum, mai Inclusiv târziu de 11 n-am rămas niciodată, ai văzut și tu. Da, s-a obosit azi, am donat sânge 500 de 800 de mililitri de plasmă. Am fost la Bardar și l-am filmat pe MC Guța, am un interviu foarte lung. Am filmat protestul de la guvern. Am avut multe aventuri, dar asta e viața de artist. Ziua veselă, noaptea tristă. toți care sunt alături de tine, văd că SMS-urile tot vin și vin și vin. Eu rog Nu toți. putem să oprim dorința oamenilor de a comunica cu candidatul. Hai, mulțumim, Este și un Tania. lucru. Știu Și că tot. sunt destul de matur și știu să am grija mea. Mai târziu de ora 11 nu stau. Te rog să eliberezi tribuna pentru oamenii care vor să chiar întrebe sau spună ceva. Grija dumitale mămoasă mă depășește. Vom fi noi vecini, dar chiar așa să ai grijă să iau căciulița și să îmbrac papucei, mi se pare exagerată. Sunt totuși Măricel, am 45 de ani. Nici mama n-are așa grijă de mine cum ai tu grijă de mine. Ce părere ai de Andrei Donică? Mi se pare interesant, dar nu susțin ideea lui de a aplica pedeapsa cu moartea pentru corupție și nici metoda lui de a protesta cu găleata cu lapte peste un ministru. Andrei Năstase e foarte activ, în fiecare zi are întâlniri cu poporul. Acela din Botanică a căzut de pe lună, zice, e un postolache. Poate omul nu l-a văzut, se uită la cine știe ce canal, canal D, de exemplu, și la canal D nu l-arată pe Andrei Năstase. Andrei Hantea, Oleg, îți faci puțină publicitate. Eu abia acum aflu că tu participi la alegeri. Te voi vota la Frankfurt. Mult succes! Mulțumesc! Fac publicitate cât pot. În fiecare seară intru în direct, iar ziua sunt peste tot și tot difuzez câte o poză. Ați văzut azi și de pe scaunul acela unde donam sânge, tot mi-am făcut poză și am difuzat-o. Și la profil am afișat sigla cu curaj. Mai mult de atâta nu pot să fac. Cu buget zero nu pot să faci campanie electorală foarte vizibilă. Și ei au făcut legile așa încât să nu apărăm la dezbateri electorale. Și în felul ăsta vă uitați la televizor și îi vedeți pe aceiași frumoși care de data asta vorbesc despre nu știu ce referendum care nu are nicio relevanță. Ignorați-i. Și eu cred lucrul acesta că deamul s-au ales. Votul nostru nu are nicio valoare, zice Ion Gâlcă și eu nu sunt de acord. Eu zic să mergeți la alegeri, să faceți o opțiune și să vă apărați votul cât puteți de curajos. Avem o națiune foarte bolnavă și o mentalitate de neschimbat, zice Tolic Pânzari. Îmi pare că e imposibil de schimbat. Eu cred totuși că e posibil și chiar încerc de vreo 20 de ani, tot încerc. Cu ce s-a terminat protestul de la guvern? Cu promisiunea că vor face treabă. A vorbit cu un consilier al premierului și omul a ieșit satisfăcut de acolo și s-a dus să-și caute de treabă. În seara asta o să public video de la guvern și cu explicațiile omului, cu ce impresie a ieșit de la dialog. Pe mine nu m-au lăsat să asist. Ce partid din România simpatizezi la care ai dori să aderi? Nu-mi place titlul USR, dar calitatea oamenilor de acolo, ținuta lor în Parlament, mi se pare bună, admirabilă și aș putea să colaborez cu ei. USR. Dar e bun și partidul Demos care a apărut acum. E bun și Partidul Plus al lui Dacian Cioloș. Am pentru cine vota, am cu cine colabora acolo. Deocamdată nu se anunță decât europarlamentare pe 26 mai. Te votăm în Berlin. Mulțumesc, Tolic Pânzari. Sergiu Berzedeanu, presupun că e colegul meu de clasă și de școală, se uită și mă bucur. Nu știu pe unde e el acum, știu că era în Federația Rusă. Acolo nu o să mă poată vota. Salut, de ce Dodon nu i-a arestat pentru doi piloți? Poate o să fie arestat, asta nu schimbă cu nimic schema. În mod sigur, Republica Moldova are mai multe și mai grave probleme decât comportamentul lui Igor Dodon în criza asta a piloților de elicopter răpiți acum 3 ani în Afganistan și eliberați zilele astea, dar care încă n-au ajuns acasă. Mulțumesc, oameni buni, pentru participare, pentru întrebări, pentru comentarii.
Sper să am timp și putere în seara asta sau în zilele următoare să mai intru pe acest video și în chat să vă răspund la eventuale întrebări cu link-uri, cu argumente. Deci continuați să comentați chiar dacă priviți această intervenție a mea nu live, ci offline după aceea, înregistrat. Continuați să întrebați, dacă nu o să vă răspund eu, o să vă răspundă colegii mei sau simpatizanții mei care sunt mai informați. Și în fiecare seară, până la alegeri, voi ieși la ora 9 aproximativ, în direct, aici pe profilul meu, pe pagina mea de candidat independent sau pe cel mai popular canal al meu de pe YouTube, Oleg Brega. Pregătiți-vă să mergeți la vot, să faceți o alegere conștientă și curajoasă, să aveți actele valabile pentru diaspora, acolo unde candidez eu. Nu merge nici pașaportul sovietic, nici buletinul moldovenesc, nici pașaportul moldovenesc expirat, ci doar biometricul. Noapte bună!